Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Bun. Ai scos tu astea? Ha? Ce? Da, laptele, uite. Adus și laptele, că laptele nu l-am adus. Am lăsat acolo. Mamă, ce are... Ce pene am luat. La puiul cu tot cu pene. Bianca, te pupăm și noi, Bianca. Haideți la aripioare cu cartofi copți. Hai. Cu roșii, cu brânză. Hai, nu mai stareți. Luminița, bună ziua. Rita Negoiță, bună ziua. Elena, bună ziua. Dana, bună ziua. Deci, nu avem loc, unde să mai băgăm nimic, Alin. În frigider? Da. Păi, nu știu că ești tu, vezi ce... Nu, mai, nu, ai fi toate luate acum, ce se va. Păi, toate luate acum? Păi. Să-mi aduc una de ce. Spor la treabă, mulțumim frumos. Adelina, bă, da prostii, te pupăm, Adelina, mulțumim frumos, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim de îmbrățișeri. Promovări, Coco, bună dimineața, te pupăm! Pârleștele puțin pe aragaz. Nu, că n-au decât astea mici și eu le arunc. Astea care au pene, le arunc. Le stai. Ce faceți bun acolo? Vreți să facem, prăjim niște aripioare cu cartofi copți, da? Roșie. Brânză. Florian, bună dimineața, Florian. BMW, bună dimineața. N-am mâncat de mult. Și ne-a fost poftă și ne-am oprit la Lidl după ce ne-am iuit. Și am zis, hai să facem, să luăm, că n-am mâncat de mult. Mulțumim, Adelina, bă, da prostii, te pupăm. Bunișor, da. Goguțu, bună dimineața. Ramona, bună dimineața. Gheorghița, bună dimineața. Unde-i soția? A plecat. A rămas la biserică. L-a spovedit. A rămas la spovedit. Vezi că dai atât de tare pe brațul încât se mișcă, vezi? Telefon. Adelina, te pupăm. Mulțumim, Adelina, mulțumim. Adelina. Good morning, Ștefania, bună asta dimineața. Ana, bună dimineața, da. Ce gătești? Prăjim niște aripioare. Prăjim. John, bună dimineața, John! Sănătate, John, sănătate! Alexandra, neața din Grecia, neața de la Palma de Buzău. Ce crezi? Că numai tu? Ai acolo palmiere, avem și noi în Buzău. A, chiar bine, nu faci mie palma, mă? De Maiorca. Ce gătești bun? Prăjim aripioare cu cartofi copți, roșii, brânză. Facem o salată de ton. Gătim. Gătim tonul, îl facem, da, conservă. Gătim tonul, îl facem conservă, da. Mulțumim, Aurelia, bă, da prostii, te pupăm. Ceva de vară, da, rapid, așa. Nico, bună dimineața. GT, de ce mi-ai oprit microfonul ieri? Gheorghița, nu știu, nu ți-am oprit eu, nu cred ți-am oprit eu. O porție și aici, hai! Ai fi spus ceva ce li s-a părut la moderatori. Ceva suspect și... Sau spamai, nu știu. Adică repetai cuvintele. Da. Mădălina, bună dimineața, Mădălina! Nu, voi spălați aripioarele sau carnea după ce o cumpărați? De la magazin, în caserolă. Mulțumim, Adela, mulțumim din inimioară, te pupăm, bă, da prostii. Da, mă, sunt unii care nu le mai spală, iubire. Tu ce spui? Monica, bună dimineața. Da, o spălăm, uite, o spălăm. Jean, te salutăm și noi, bună dimineața. Jean, Panai, Dorina, mulțumim. Mulțumim, Dorina, de îmbrățișări, bă, da prostii.
Bună dimineața! Și eu o spăl. Cred că din instinct. Deci că normal n-ar mai trebui spălată. Ion, bună dimineața! Ce gătiți? Aripioare prăjite și cartofi copți. Pink, bună dimineața! Onuța, Ioana, bună dimineața! Te pupăm! Andreea, bună dimineața! Simona, bună dimineața! Neața Idico, bună dimineața! Mi se trage drag de voi, te pupăm! Rio, bun! Delea, bună dimineața! Petri, Petri, bună dimineața! Te pupăm, Petri! Ce faceți, minunaților? Nu ați fost la biserică? Ba da, am fost și acum am venit și ne-am oprit la Lidl. Am zis să ne prăjim, să ne facem niște aripioare prăjite. Friptură, da. Eduard, bună dimineața, Eduard! Iuba! Iubu! Mi-a dus și mie, te rog, o sticlă de ulei. Viorel Mont, bună dimineața! Doamne ajută! Cu sos, nu, fără sos. Cum cu sos? Ce aripioare faci? Prăjite, prăjite cu cartofi copți. Cu cartofi copți, da? Ene, mulțumim de inimioare, Ene, te pupăm! Sunteți foarte faini împreună. Mulțumim, Alin. Mulțumim, Adelina. Boda prostii. Mulțumim de îmbrățișări. User, bună dimineața. User, pink, bun. E tare, da. Stați așa un pic să dau și eu drumul ăsta. Și între timp să dau drumul și la cuptor. Mulțumim, Adelina, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vă da prostii, mulțumim de îmbrățișări, Adelina. Stați așa puțin să spălăm cartofii acum. Unde e aia mea de spălat cartofi? Ce? Ia uitați. Asta. Nu știai? De asta? Asta e de spălat cartofi, iubire. Hai. Uite asta. Sunt așa, te pupăm, pic, mulțumim frumos, Diana, pup, te pupă, iubire, te pupă Oana, Onuța, Onuța te pupă, stați așa puțin. Îți gătiți împreună, da. Lăcrimioara, bună dimineața, mulțumim la fel, Lăcrimioara. Hai, de te rog, stai să mă fac mic. Stai să mă fac micuț. Au, palma de bară? Stai, mi-e vrei? Nu. Așa, gata, mă. Pupa, pa. O duminică plăcută, bursuc, mulțin la fel. Celine, bună dimineața, ce facem bun? Cartofi copți la cuptor cu aripioare prăjite facem. Asta facem. Dumnezeu, bună dimineața, Cristina, bună dimineața, Teodora, bună dimineața, Flori, bună dimineața, stați așa puțin, că am omis pe cineva aici, mă știu. Cineva mi-a furat protocol. Eliza, bună dimineața, Flori, Teodora, bună dimineața, Lăcrimioara, bună dimineața. Mulțumim, Adelina, te pupăm, Michi, te pupăm, bună dimineața. Adaca, bună dimineața! Adaca! Schimbăm, nu mai spunem cuțul mimi, iubire. Adaca! Adaca! Nicu, bună dimineața, Nicu Răducan! Mari, bună dimineața, Mari! Luiza, bună dimineața! Ce faceți bun? Aripioare prăjite și cartofi copți la cuptor și cu roșii, brânză, ardei. Facem o mâncare așa mai ușoară, rapidă. Se face și rapid.
Ia uite bine cum sfârâie. Ia uite. Și fâr. Vrei salata acum sau mai târziu, bine? O faci, o faci tu? Da. Dacă vrei că ajut. Ce-o fac eu chiar. De ce mă nu vrei? Ai pe altcineva? Hai pe Adelina, bă, da prostii, te pupăm! Mihai, bună dimineața, Mihai! Uite, fă la asta, ca să ai pentru salată, nu? Eu va! Să spăl ca să ai pentru salată? Așa... Ce apreciez. Păi da, dar nu puteam, eram mult pe mâini, mi-l prindeam eu, dar am așteptat. Am așteptat după Diana puțin, că ea își face unghiile acolo. Până și le-a șters. Păi trebuie, când zătești, trebuie să prind părul. Dacă ai părul lung, dacă l-ai scurt, n-ai ce să mai prinzi. Hello, din nou, trus, te pupăm. Bun, așa. Deocamdată e de bine așa. Deocamdată e de bine așa. Ce gătiți bun? Facem așa, de pioare prăjite. Cu cartofi copți, nu știu, vrei mult de usturoi, nu vrei, nu? Nu. Și cu salată de vară în astea, roșii, castraveți, brânză, ardei, mocanu, bună dimineața. Cu ceai condiment, cu nic, cu nimic, așa ne plac. Simple, fără condimente, fără nimic, simple, simple. Ți-am dat și eu urmărire. Mulțumim, mulțumim de urmărire. Cornelia, bună dimineața! Sare și piper, e suficient. Nu prea mai avem voie, iute. Și nici sare nu prea avem voie. Adică, iubire, trebuie să-ți iau tensiune. Ia mă, las mă. Mă, iubire, trebuie fiecare zi. Bun, nu vreau pe live. A, păi nu pe live, pula, după aia. Pula, m-au fuți aceea. Trust, mulțumim, bă, da prostii de îmbrățișeri. Vezi că încep să fiu ciufută. Păi de ce, ce ai? E așa. Ce ai? Mă, cura mea cu tensiune, mami. Aia e. Ce-o fi, o fi. Da, fă, dar atunci de ce am mai cumpărat ăla? Să-l avem și noi în casă, știm și noi. Yeah. Trebuia 30 de zile. O săptămână, bă. O săptămână? Mulțumim, trus, bă, da prostii, să-și dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim de îmbrățișări. Bună dimineața, Mădălina, bună dimineața, Celestina, bună dimineața, Fumi, bună dimineața, Ramona, Silvia, bună dimineața. Ca să fie bine, să nu fie rău. Diana, ți-i bătaie. Da, voi credeți că eu stau sau că nu prind? Iulia, mulțumim de îmbrățișare. Trus, boda prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim frumos, Trus. Naute, 93, 94, 95 de milioane. Boda prostii, Trus, să-ți dea Dumnezeu sănătate. 100 de milioane de la Trus. Nu mai subestimați că... Dar cine te-a subestimat? Eu nu stau să iau bătăie. Ha? Ia auzi tu la ea, mama, știu și eu să dau. Mușchi, un timp serios. Da. Ia uite unde, când la mine, da. Acum te-ai trezit, nu? Să fii smart doaică. Dar până acum de ce n-ai fost? Pentru că... Păi și până acum de ce n-ai fost? Păi trebuia să fii pizdoasă, mă, de când te naște o femeie pizdoasă, pizdoasă de când se naște. Păi am fost pizdoasă toată viața mea, nebunule. Și trebuia uite, să mai, mă... Uite, vezi că ai înțeles? Mă provoci. Păi tu ești tensionată de când din naștere, mă. Ai soarta. La tine s-a născut prima oară tensiunea și după aia tu. Adevărat. Ha. Adelina, bă, da prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim, Adelina, de îmbrățișări. Cornelia, bună dimineața, Cornelia, înapăcetați și mie cererea, ți acceptăm, Mihai, da. Mor cu voi, vă pup, din spital, din München. Păi ce ai cauți acolo, mă, Lili, tocmai München.
Ce a pățit doamna? E supărată? Da, are tensiunea la clitoris. I s-a umflat un pic clitorisul și s-a ridicat tensiunea la 700-800 de grade, așa, în jos. Ce-a mai râs? Că acum sunt acasă la mine, bă! Nu mai pot să spui că... Bă, dar nu mai țipam! Păi tu n-auzi dacă trebuie să încep. Cum pula mea n-auzi? Ce spui acum? Nu știu, pula mea. Nu crezi că n-auzi? Trebuie să vorbesc civilizat. Ai uitat? Hei, civilizat. Alin, rezolvă să nu mai fie supărată. E rezolvată Ioana, nu? Ea așa e din naștere. A rezolvat-o și eu, a rezolvat-o și vecinul. A rezolvat-o de unde am fost, tot s-a rezolvat și tot degeaba. Doamna n-are TikTok, Zăpăcita Iurita, trust. Zăpăcita Iurita. Intri pe... Dacă intri la mine aici pe profil, vezi că e etichetată. E de vreme. Ah. Unde e de vreme? Că ea îi trează de la 4, se trezește. Melinda, bună dimineața tuturor! M-am operat la plămânul drept. Locuiesc aproape de München. Păi ce ai pățit, Lili? La plămân. Ferească Dumnezeu, hai! Sănătoșire gravnică! Ieși afară din spital, n-ai ce căuta acolo, că treci acasă. Elena, bună dimineața! Ai femeie cu minte și deșteaptă, mulțumim. Matilda, bună dimineața. Cu minte mai tai puțin din ea, Boviță. O vedeți voi cu minte aici, pe live. O vedeți că stă așa cu minte, dar după ce se închide live-ul, vai de capul și de stelurile mele. Aline. Ce-am puțin, mă? Ai grijă că-ți arăt un nou. Melinda, bine. Ia. Chiar mi-a arătat un nou. Soarta. Am văzut. Le-am văzut azi mai multe ori. Violeta, mulțumim la fel. La Brăila la plouă. Păi nu știm camelia, că noi suntem la Buzău. L-am întrebat și eu pe prietenul meu acum dacă la Brăila la plouă. Exact ce ai întrebat tu, am întrebat și eu. Aștept să-mi răspundă. La muncă. 24, da, adevărat să nu fac. Adelina, mulțumim. Matilda, mulțumim. Mulțumim, Virginia. Mulțumesc, frate. Am fost suspectă de... Doamne, asta te-a făcut biopsie, să înțeleg, nu? Gabi, mulțumim. Plouă de rupe la Brila. Ah, la te ești pe mâini bune acolo. Și ai plouă de rupe. Hai la te îmbrățișăm și noi. Ia-ne și am locat de timp. Am să bărbată să ajungă cu o mână de cât mână. A, știu, Ana, dar nu te-am spui. Uite la mine, am și o vârstă. Nu... Da, plouă la plină. Și aia, Iugiana, plouă. S-a oprit și alinci că iau de soare. Soarele mamă, că n-a dat niciun soare. Am început ploaia mai tare. La noi plouă, ți-am întrebat la voi. A, plouă și aici. Plouă, periculos de tare și la noi. Da, să plouă, e bună și ploaia. Lasă ploaie, că după ploaie... Adelina, te pupă, mă, soare... și adunată să ai tu, iubito. Ai grijă de tine acolo. Adelina, vă da prostii să-ți dea Dumnezeu sănătate. Îl zi frumoasă, Adelina. Te pupăm, Lili. Ne bucurăm. Că aducem și noi ceva bun. Pentru unii dintre voi. Stai că eram aici și eu. Mi-a dat de manjulit. Ha? Mi-a dat și de manjulit. Ți-au dat de manjulit? Mulțumim, Bibi. Pune piciorul sus. Adelina, bună dimineața. Gianina, bună dimineața. Dă-i drumul la muncă. Ce tot ne pune cu munca, pre. Păi nu ăștia le place numai la muncă. Nu ăștia, doar la muncă le place. Băi, cât ai acolo? Poți mănânci tot? Da, plouă și la Brăila, plouă. Nu, că noi vrem să mergem la Brăila azi. Mamă, ce mi-ai făcut un apometru, un cod, mâncava și... Trebuie să știu că n-am băgat cartofi, iubire, n-am ce să fac. N-am băgat cartofi la cuptor. Uite, bunica nu mai era cu ceas. Acolo am băgat, trebuie să-i las 5 minute, pentru că sunt cartofi albi. Ce gătiți? Aripioare cu... Aripioare prăjite cu cartofi copți. Trust, bă, da prostii, mulțumim, trust, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mai termină cu Nelly. Elenu, ce vrei? Mă iau de tine. Ei, bă, na, când e vremea asta, așa sunt. Eu nu suport ploaia.
Dar de ce, mă, că trebuie ploaie, mă, iubire? Eu știu că trebuie, trebuie, dar mie nu-mi place ploaia. Nu mai crezi de Guiana aici, în grădină? Lui Alina îi place ploaia, el doarme extraordinar. Ador ploaia, știți cum dorm? Hai, mie de capul place meu. Ploaia. Sunt pentru doamna îmbrățișările. Mulțumesc! Și la mie niciuna, măcar, biencuța, bună aici, dimineața. Mariana, dar nu s-au de pe acoperiș? Să nu mai fie supărată. Nu supărată, e vremea. Așa sunt la vremea asta, moroconoasă. Au, cine este trust? Mai înșelat? Întreabă cine e trust. Trust. A meu. Lasă că tu ești călit. Bine din păi da, nu trebuie așa. Dacă măcar unul mă recunosc, ăla trebuie să fie invers. Mie îmi place ploaia, nu-mi place mie căldura, nu suport. Nici căldura nu-mi place exagerată. La 20 ceva de grade cred că e minunată. Când plouă afară, îmi place. Yasmin, 20, mulțumim, vă da prostii, te pupăm, Yasmin. Să dea Dumnezeu sănătate. Dar mai mult nu. Adică sunt da, bine. Da, am zis odată. Dacă îmi plouă, mi-e groază. Sunt așa. Eu sunt om. Ce vă urmăresc și atât. Te pupăm, trust. Să dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim, Yasmin. Yasmin, mulțumim. Bă, da, prostii. Gen, gentuțe, bună dimineața, te pupăm. Bă, ești culmea, bă, nene. Ce s-a întâmplat? Ne. Ai rămas fără? Ne rămas fără. Trebuie să-ți trimit fel, dar mai târziu. Huta, Mimi! Iubire, și-a plouc așa? Pitaca! Da, plouă. Ia să mă oprească nuci. Da. Da. A fost și aici pe vol, cum să nu. Serios? A trecut la locul lui? Da. Ce rapid face curat. Mulțumim, trus, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim de îmbrățișări. 40 de grade, aia. Nu-mi place. Matilda. Uite, că a început să-mi facă rău. Dar și mă gândesc, cum pui vezi să te la plajă cu orele, cu zilele, cu... Și zicea mama aia săraca, e, mamă, știi că ea n-avea voie da, la cuvântul. Da, mai bine, dar nici soare nu aici a fost. Aia, știi? Ne luăm după astea, mulțumim, păi trebuie să te pup. De ce nu? Îmi fac și eu mâna undeva pe aici. Matilda, mulțumim. Teiu, bine, ce să facem? Și... Deci adoram să stau la plajă, uite, nu mai pot. Tot pentru doamna. Deci, a, și pentru domnul nimic, acum. nimic. Dacă e soare foarte puternic, chiar mi-e rău. Și fac tensiune. Teiu Mirela, bună ziua! Mi-a fost dor de voi, gentuțe, te pupăm! Înaintând în vârstă, se pare că se schimbă organul. Mulțumim de mămăligă! Mâncam usturoi, de exemplu, da, fac mămăligă, dacă vrei. Mâncam usturoi cu mâna, de exemplu, cu mâna așa, cu pumnul, așa îmi plăcea de mult. Dar ce acum nu pot să mai mănânc usturoi, mi-e rău, fac jigăraie de aia. Da, dar nu, că dacă fac mămăligă, dacă faci mămăligă, Ana, trebuie să fac și mulitei de usturoi și... Dar cred că tot fac un pic de mușdei, mă, iubire. Vrei? Pentru domnul Mămăligă, a, bă, da, prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc, bună și aia. Ceau din Milano, te pupăm de la Palma de Buzău. Domnul are pe doamna, adică eu sunt Mămăligă, m-am înțeles, nu contează. Neața, Denisa. Denisa, bună dimineața, Bia, adică, bună adică, dimineața. Cartof, copți, Bia, Neața. Ce ziceam? Vrei Mămăligă? Nu, nu, că dacă vreau mă trebuie să fac și mușdei de o străină. Ia uite, bagă musca asta în casă, săraca, mi-e milă de ea. Haide să vedeți. Ia să vedem cât rezistă. Cât rezistă această muscuță, săraca. Trebuie să o bag în casă. Ia uitați-o. Deschide geamul, iubire, cu... Hai, nu mai poate de fric și ia. Doamne, maica, tu stai la căldură aici, ce bine ție. Lasă înghețe, vreți, dispară muștele. N-a zis că eu, domnul, o are pe doamna. Nu, mai sus, mai sus, cineva a zis. Frumoasă mămica ta, să fie sănătoasă. Bă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, o cunoști? Înțelegeți? Plouă la voi, plouă. Plouă, Denisa, plouă. Gabriela, bună dimineața. Aline. Înțelegi? O cunoști pe soacră mea? Salut, Serafima. Voi ce să vă faceți? Sunteți frustrați, mă, Denis, mă, că voi știți să agățați numai din astea de 15 ani, înțelegeți? Care...
Voi dacă vă duceți la una, dacă vă duceți, vă băgați în seamă cu una de 27 de ani, deja v-ați căcat pe voi, se uită la voi și vă scuipă. Dar minte una de 40 plus, asta de 40 plus, nici măcar beșina n-o dă pe voi. Mulțumim, Serafima, bă, da prostii să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumim de... Aline, ești... Nu sunteți dumneavoastră, dacă ți se pare că eu am 60 de ani, ce să zic, Doamne ajută acum. Alin, uite-te la tine, primoară. Uite-te la tine, cum areți și după aia vin-o la alții, înțelegi? Ești atât de frustrat încât... Mulțumim, bă, da prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ești atât de frustrat încât o poți să-i la profil, dacă o ești tu. Mulțumim de origami, nu el, că e un lăbar. O zi minunată s-ai tras, mulțumim frumos, te pupăm. Trus, te pupăm, o zi frumoasă s-ai. Mulțumim, la fel. Bă, nu mai fiți așa triști, mă, în cap așa, da, viața e scurtă, mă. Mință. Faceți o labă, mă, și vă treceți. Dacă voi credeți că mă atacați pe mine cu vorbele astea, greșiți. Mă atacați pe voi. Mie mi se rupe pula de ce credeți voi. Eu am o viață frumoasă, liniștită, sunt iubită, iubesc, știți ce zic? Am tot ce-mi trebuie, mulțumesc Dumnezeu. Voi sunteți niște frustrați, care nici măcar laba nu puteți să vă faceți de frustrați ce sunteți. Păi n-are la ce. Mință, mulțumim. Aurelia, te pupăm, Mință, mulțumim la fel. Nu te-am atacat, vorbești frumos, dar așa vorbesc eu în general, Aline. Dacă tu simți că eu vorbesc curând, e strict problema ta, înseamnă că ești și mai mare frustrat. Înțelegi? Neața, Iulia. Iulia, Iulian, nu știu. O doamnă nu vorbește așa. O doamnă nu vorbește așa de curând. Nu, o doamnă se pute în cur. Nu, dar auzi alt Alin. Ia fiți atenți, dar o doamnă schimbă capul de armătură când e singură, nu? O doamnă face lucruri de bărbați când e singură, nu? O doamnă merge la muncă, că bărbații nu sunt capabili. O doamnă, nu? Suge și pula, face și copii, face și curat, schimbă și pentru bărbați, și nu? Bărbații bă, mai credeți-vă în pula mea, deștepților care sunteți. Uh-huh. Hai mă, lăsați-mă naiba. Georgeta, bună dimineața. Deștepților. Romica, bună dimineața. O doamnă nu face, dar vă place să vă mai facă munca voastră, că vă sunteți pe la curve sau plecați nu știu pe unde. Voi nu bateți sau... covorul, că vă este rușine. Ieșiți, ieșiți cu ele la plimbare și când ajungeți în fața blocului, pe ea o trimiteți sus și voi mai stați jos. Cu cumpărăturile eventual și ia voi mai stați și voi la Oderică. Bă, da. Terminați-vă în pula mea, dați sfatul. Să dea sfatul unul care am ce învățat de la el. Nu toate scursurile pulii mele. Eu știu ce viață am și eu știu cum îmi fac viața, nu? Manu, te pup. Anica, te pup. Dar nu, fetelor, dar așa e. S-au trezit ei, bre, ei. Să dea ei cu hate. Ce naiba? Am și eu o vârstă cu aia, nu vă mai uitați la mine ca la un copil. Fă baleno, mânca mea e balena. Balena este un mamifer benefic nou, prostule. Da. Ai și înțeles că ai nevoie aici de operații de la balena. Auzi. Handicapatul la stomac, la alea. Când mănânci pește, când mănânci peștele, să te gândești la mine. Știi? Să sugi peștele. Mulțumesc, fetele, nu-i de bravo. E. Dar în realitate vreți să vedeți ceva... normal, natural, cum suntem noi, sau vreți să facem că pot să mă compor și ca o lady, să mă nu scut furculța și cu cuțitul și pula mea, să nu mai scot o pulă din gură, putem, vreți vă putem chiar amândouă să ne ca da, lady. Amândouă, da. Înțelegi? Pula mea, nu-mi intră mie, mă. Mulțumim, Ioana, bă, dar de-aia femeile se duc, mă, de-aia. Deci caută din ăștia, mai așa. Mai cea la padică, s-au săturat săracele de seriozitate. Vai, cum vorbește așa? Vai, dar bei bere, iubito. Vai, să nu te beșești. Da, pula mea, mi-a poftă și mie de o bere, vrei să te mint? Vai, vai, ai dat pășină? Da, am dat pășină, că e ceva normal, natural. Ce faci? Pula mea. Aripioare prăjite cu cartofi copți. Cartofi copți și salată de roșii. Mihai, Dumnezeu să te ierte, ce să zic? Eu Aurelia, zic, te pupăm, Aurelia. Dana, te pupăm. Dani, ferească te pupăm. Dumnezeu. S-au trezit sfinții și sfintele deștepții care n-au nicio familie, n-au nimic. Ăștia le bat le vezi de lor, le fut vecinii. Bravo, sau, lor, este Anca mic. Stau cu părinții, ai înțeles? Anca, da, Anca. Anca stau cu părinții și de asta sunt frustrați, că nu poate să te... Ne descă. Dar nu mă supăr. Am zis o bere, la ce poftă am? Păi și bea... Ce mai ții? Cine te ține? Nu merită. Mirela, dar nu ne supărăm, spune-mi adevărul, mâncați, mânca vașcurul vostru. Ăștia vor așa, să vadă, vai, noi suntem cei mai perfecți. Da. La mine în casă nu există praf. Ba chiar în dormitor cred că există 3 fire de praf, soarta, de că s-au făcut cartof. De ieri. De până... pui cartof. Nu, de pui cartof, nu vă lau după alin. Pula mea, frate, suntem doi oameni normal, nu veniți voi să încerci că-s măsa, că-s pula. Cristi, dacă bună dimineața! Dacă voi aveți fetișuri cu mamele voastre Gianni. Și le-ați fute, e problema da, voastră, succes, sport, ce să vă zic. Fiind ce aici, adevărat. Da, adevărat.
Băi, noi dimineața, eu când... Eu n-am fetișuri nici cu tata, nici deci, cu măsa. Noi dimineața când ne trezim, noi ne bucurăm, când ne-am mai trezit, ne-am trezit, suntem vii. Înțelegi, când avem respirăm, unul pe celălalt, mergem, vedem, ați înțeles? Pula mea, nu să-l dăm cu hate. Adevărat. Că te culci seara în pași, nu știi dacă mai dimineața mai vezi cu noi, deci, sau nu faci un infarct, dimineața sau cum mai trăiești. Dimineața, fac mult. Înțelegeți? Ne bucurăm de viață, fraților, de fiecare zi, astăzi, cam ziua azi, de astăzi o avem. Ziua de mâine nu vă garantează nimeni. Dacă sunt dobitoci, bine că Andra, bună dimineața. Cu hate, atâta aveți în suflet. Geta, bună dimineața, Camar, bună dimineața. Și bravo vă fac femeile care își bat joc de voi, de ăștia proști și bătuți în cap, care nu știți să faceți o femeie fericită. Care nu, vă dați deștepți. Da, care vă dați deștepți. Mai, băi, bere, vai, te-ai bășit, vai, băga mi-aș să-mi dimineața. Bag. Bine vă face, mă, bine, bă, că își bate dar joc de voi. Dar voi nici nu mă femei. Ei se îndrăgostesc și plâng. Așa, bătă joc de bine, curva m-a înșelat. Pai, mai, băule, întreabă-te la tine, cu ce am greșit o femeie ăsteia? Ce am făcut eu la femeia asta? Ce a făcut ea pentru mine și eu pentru și ea? Știi de ce înșeală femeie? Și când tragi linie să o bagi în cap. Pentru că vor și ele un bărbat care să le iubească, mă, să le aprecieze. Adevărat, sunt mângâie, o vorbă bună. Din cauza asta. Bravo, și vine unul, iubito, ce mâncare bună ai făcut. Da. Și vine unul, un străin, înțelegi, și îi spune ce frumoasă ești, ce deșteaptă ești. Ce, așa, o alinte și după aceea... Ce fir de păr, uite cum stă firul ăsta de păr, drăgălaș, și tu te caci pe tine toată. Aha. Bărbat, duce, ia uite, fă, cum ești ca o fată, nu-ți mai stă, nu te-ai mai vopsit. Hai bă, lăsați-mă, mă. Lăsați-mă că sau nu vorbiți cu copil aceea. Vai, vai te-ai îngrășat, ce facem, ne mai futem? Uh-huh. De ce Dumnezeu așa a lăsat să nu ne îngrășăm, sau? Ba da, că înaintezi în vârstă, organismul se schimbă, nu mai mănânci usturoi cum vrei tu, nu mai stai la soare cum vrei tu, asta e, trebuie să ne mulăm, să ne dăm așa, de, pe ce ne dă viața. Să vă accepta, de Dumnezeu că suntem pe picioarele noastre, nu depindem de unul și de altul. Mai vin și beți, adevărat. A, da, de asta nu mai vorbim. Sunt gravidă, să fii sănătoasă, Elena, să fii sănătoasă, să trăiască. Vă bucurați am toți. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Felicitări, felicitări. Cine a spus că e gravidă? Elena, bună dimineața. Așa. Ce ziceam? Am uitat. De bărbați, de bărbați. Păi nu, mă, așa e. Citească, nu știu să ai bunit. Păi nu știu. Și bine le face că e înșală. Vrei să te mint, vor și ele mânghiere, vor și ele. Și cel mai important e comunicarea. Femeilor le place să vorbească. Voi știți, dați din pulă, din cur, v-ați ieșurat în 40 de secunde, într-un minut, și mamă, ce bărbat feroce am fost. Și ai lăsat femeia nervoasă acolo. Ai întrebat-o pe ea dacă s-a simțit bine, dacă a avut orgasm. Știi ce înseamnă orgasm? De știi ce înseamnă punctuce? Învățați în pula mea, în primul rând, să vă cunoașteți trupurile, să cunoașteți trupurile persoanei cu care vă fute sau faceți dragoste. Ați înțeles? Asta e. Vin din suflet. Ce e suflet, măi, că toți sunt niște frustrați. Care-i suflet? Adevărat. Aceea și Tina, te pupăm, Tina. Bună dimineața, Tina. Și mănâncă porci și nu sunt capabili să facă o cafea dimineața lui nevasta, să se simtă și aia femeie. Când dați din cur, muncește-i duminica. Dați din cur, gândiți-vă, voi când ați banii spune, bine, să simtă și femeia bine, nu numai voi. Păi nu, dar câți bărbați judecă asta, frate? De-aia fac tensiune, din cauza proști. Măi, iubire, tu te-ai născut cu tensiunea mare, mă. Eu m-am născut. Mulțumim. Tu te-ai născut cu tensiunea Claudia, mare, bună, eu m-am născut cu ea mică. Bună. La mine totul e mic. Și la tine. Și la mine la fel. Numai tensiunea e mare. Adel, neața. Adevărat, te pupăm. Adele, bună dimineața, Adele, te pupăm. Diavolița. Păi da, mă, dar așa e. Citește, Diana, mai sus ce am scris. Mulțumim, Macarena, mulțumim, bă, da prostii de greutăți. Căsuția. Te pupăm și noi, te pupăm și noi. Te rog. Ce zici tu? Oare Dumnezeu îi împarte pe oameni? Graș și slab? Nu, frate, nu există așa ceva. Contează să ai caracter și... Macarena, te pupăm și noi. Stați așa să vedem ce a scris Elena. Elena. Dumnezeu, frate, nimic. A, cap de pulă. Stați așa să vedem Elena. Citește mai sus. Eu am rămas cu burtă și, bă, mă scuzați, n-am reușit să vă citesc la toți. Chiar m-am enervat de data asta. Frumusețea trece, normal. Mulțumim, Tina, bă, da prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Tina, mulțumim. N-am găsit, mai scrie o dată, Elena, n-am găsit, că am dat în sus o grămadă. Dacă e în parte, în cazul ei să vă... Hai să vă spun ceva. Nu, crea Dumnezeu pe Adam, ca să nu se plictisească, eu făcut deodată și pe Eva, da? Ca să aibă și el acolo cu cine sta de vorbă. Înțelegeți? Adevărat. Adam nu și-o mai ales, bă, nu spun, bă, Doamne, nu-mi place asta, vreau alta, știi? Hai, terminați-vă, fraților. Macarena, bine, ce înseamnă că nu știi să iubiți.
nu luam seama, soția mea tot cu 5 ani este mai mare, care este judecător. Nu contează asta user, contează mă înțelegeți voi, nu contează ce zice lumea. Nu contează ce zice mami, tati. Nu pierd în primul rând. Dacă voi sunteți pe aceeași lungime de undă, asta e tot ce contează. Eu că am avut de seamă cu mine ce am făcut, am făcut un căcat praf împrăștiat, uite așa. Bă, dar prostii și n-a să-și dea Dumnezeu sănătate. El că a făcut un copil cu o femeie de seamă cu mine, ce am făcut? Nu mai s-au omorât. N-au stat împreună și bine, așa. Ne omorâm și noi așa, dar nu deci contează. Copilul nu i-a ținut sau așa. Terminați-vă, nu contează. Nici copilul nu te ține nimica. Eu am găsit-o pe nevasta mea în... Africană pe bune sau ai ciocolată africană? De acolo mi-a plăcut și ne-a luat. Doamne ajută, Ionut, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte. Prețuiește-o, luați-o, care aveți soții, sunteți însurați, luați și prețuiți-le fraților, că altele... Mai bune niciodată nu o să găsiți. N-am Tina, contează, mulțumim, boda prostii de inimioară, Tina. Eu nu știu dacă tu te simți bine și ești ok acolo, nu contează, frate, nici rasa, nici culoarea pielei, nici nimic. Păi fiți atenți aici, că este și un sfânt. Dumnezeu să ne iubim, ne iubim noi ca și oameni, nu contează că la ai negru, țigani, blond, la anul vin și eu în România, mă mult ea, Doamne ajută, Ionuț. Soțul meu este mai mare ca mine cu 8 ani și avem împreună 18 ani, mulți ani înainte, Monica. Nu contează de, nu? Bună dimineața, Daria, te pupăm! Și nuța, da, nu? Dar n-ai de ce, dacă tu iubești, de ce să-ți fie rușine, ești nebun? Dar de ce să-ți fie rușine? Cu copil, să ieși tot tare. Oh. Ador copiii ăștia africani, cum zici tu, negri, în general. Aveți noi câțiva pe aici, în oraș. Îi ador, sunt așa frumoși, da. Dar... Copiile le strălucește, așa le lucește. Eu am vrut în vacanță, în Zanzibar, la un hotel, la Masor, am înțeles. Mi-a plăcut de azi, dar... Foarte bine, doar că te muți în România, știi că trebuie să-ți asumi, pentru că știi cum sunt românii. Dar dacă ea e puternică psihic și tu la fel, Doamne ajută, n-aveți nicio treabă. N-aveți voi treabă cu lumea, domnule, voi vedeți de casa voastră, că dacă voi v-ați, așa au vrut Dumnezeu să vă înțeliți. Ai, la Bucovina sunt oameni mai civilizați, eu nu. E din Bucovina, Vatra Dornei. Eu zic că acolo sunt oameni mai civilizați decât în alte părți ale țării. Mulțumesc! Maria, Daria, dacă vine în România, foarte bine, Doamne ajută. Nu e atâta timp. Camar, mulțumim la fel, te pupăm. Nu băgați în seamă, nu. Vreau să mă duc pe altă săptămână. Foarte bine. Vă doresc o zi minunată și liniștită, te pupăm. Bă, să ai succes în tot ce Camar, te pupăm. Bravo, o zi frumoasă, mulțumim la fel. Acum de Crăciun vreau să mă duc. Mulțumim, Sandu. Trebuie să te mâini și la anul. A, Sandule, stai că acum tu ai mai scris, dar nu am băgat de seamă cine s-a. Mă gândeam cine s-a. Sandu, te pupăm, Sandu, te pupăm. Gata, te-am văzut. Eu lucrez pe Europa. Deci am avut, am mai văzut de mult. Doble. Și cred că, bine, nici n-am mai intrat. Ionuț. Și am avut-o de ea, nu știam cine e Sandu. Gata, Crisa, bună dimineața, Crisa. Fă ce-ți spune inima, că nu lăsa, că după o să-ți pară rău mai târziu. Corina, bună ziua. Eli, te pupăm, bună. Petra, bună. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ionuț, mulțumim la fel, te pupăm. Bună. Georgeta, boda prostii de trandafir. Băi, nu contează. Mari, trame. Zuza, te pupăm și noi. Nu contează, dacă tu ești bine, bă, Bonzo. Tu cu tine, fii fericit, bă, tu, și mulțumit de tine. Adelina, Elena, bună dimineața. În primul rând trebuie voi să fiți fericit. Elena, neața. Voi să fiți împăcați Georgeta, cu voi. Georgeta, mulțumim, da, trebuie să fiți voi împăcați cu voi. Vă simțiți bine acolo unde sunteți. Adevărat. Când te trezești odihnit lângă omul care dormi, ăla e pentru tine, frate. Când te trezești odihnit. Că degeaba dormim toți, dar... Și comunicare. Se trezește liniștit. Comunicarea în cuplu, cea mai importantă. Bă, frate, nu-mi place aia. Mi-ești o bubă în cură, îi zici, mi-ești o bubă în cură. Nu trebuie să-ți fie rușine, am aia, ajută-mă. Exact, fără rușine. Nu pot să mă șterg. Aia e, orice. Pentru asta suntem doi. Aperitan Maria, mulțumim de degete, te pupăm. Da, mulțumim. Sandu, așa user, e. Bună dimineața. Chiar și da. Chiar și la pat. Bă, poate îți place aia, mi-mi place aia, Vedeți? User, neața. Hoi, mo, rezolvați-vă. Stai că forma a văzut. Noroc cu poza că ți-o recunosc, Viviana. Și englezii și irlandezii trăiesc. Este o rușine contează. O familie să-ți faci. Ai, Ionuț, toate vin de la Dumnezeu, înțelegi? Dacă ție... Neața Măriuca. Măriuca, bună dimineața. Hai să vă spun ceva. Niciun om nu ne apare în care fără cum să spun eu, fără să nu ne fie scris. Da, poate să fie o lecție, poate să fie o... Da, orice. Prin tot ce am trecut, asta se numesc experiență de viață. Cu săraca muscă, mă iubire. E milă de muscă aia. E prea multe la pat. Mai că primesc doar cafea.
Brea Sandule, trebuie să stai de vorbă. Te Maria, voda prostii de parfum, mulțumim frumos. Uite fantoma. Cătălina, asta bună dimineața. Asta înseamnă viața, asta înseamnă iubirea, e simplu și frumos. Nu este fantoma, că are rotund acolo. A, are, dar are, era are. El fantoma. Înainte, da, n-avea nimic. Nimic părinte, n-avea. Nimic. Vorbesc foarte mult timp, am văzut că lumea vorbește urât. Dar n-avem treabă. Lumea, aia e sufletul lor, eu nu ți-mi ia nostru. Asta nu-i lume, e scursură, e cutie igienică. Cutie igienică nu mai refolosești după ce te știi la curte. Ioana, te pupăm, mulțumim. Sunteți o soție, vă rog. Da, normal sunteți o soție. Dar nu eram frate soră și ne mângheam pe picioare. Mai știți să respecte, nu. Sonia bună. Mă afișez pe TikTok din cauza că sunt un pic plinuță și mi-e stufică. Ai mă, Sara, taci din gură, lasă-mă în pace. Te rog eu frumos, spune-ți cu tine. Mulțumesc frumos, Marian. Ai vrut să mă vezi mustață? Sunt sexy, nu? Bă, da, prostii, Marian, Marian, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Marian. Sara, deci termină-te cu prostiile, pune-ți acolo, nu contează că e hei, care e problema? Care dau hei, atât au ei capacitate, mă mică. Nu băga în seamă, asta înseamnă să... Auzi, te întărești și mai tare te întărești. Eva, bună, aveți copii? Nu mai avem. Nu mai am. Drag, Ionuț. Nu vă supărați. Nu ne-am supărat, Sonia. De ce să ne supărăm? Ioana, bună, mulțumim. Mulțumim, Ramona. Ce faceți? Uite, facem ceva de mâncare. Maria, te pupăm. Da, mulțumim. Da, Cori, de la vreme. Să nu vezi că e irascibilă. Plouă, ce vrei. Eu sunt ca vremea, frate. Sunt meteo sensibilă. Da. A, Cătălin, te pup. Cătălin, unde ești? Ce faci? Că am văzut și eu poze. Unde te-ai dus? La turcești? Mulțumim, Eva. Iubirea învinge tot. Te pupăm. Mulțumim. Suntem bine. Mulțumim. Georgiana, te pupăm. Păi scrie că nu mușcăm. Tina, te pupăm. Mulțumim la fel, iubito. Îmi vine să și plâng? Cori, asta e, bă, mică, ce vrei, plângi? Vrei să vin la tine să plângem amândouă? De ce? Ne bătălim pe amândouă. Tu afară? Da. Bă, ce aveți, mă, că e cea mai frumoasă vreme. Dacă e cald, vă plângeți. Vai, Doamne, ce cald e. Lăsați fraților și ploaia, că e bună și ploaia. Nu suntem în străinătate, suntem în România. Alea, sunteți mereu, vezi? Te pupăm, iubire. Și ce să fac? Să intru aceea să vă încarc probleme mele sau al lui Alin sau al lui Mamaia sau al... Serios. Avem și noi probleme. Avem și noi probleme. Să nu credeți că suntem. Că nu există oameni fără toți probleme. Toți au probleme. Nu vă uitați că și vedetele și toată lumea. Te pupăm. Da, de la vreme, Cori, știu. Așa sunt și eu. E irascibilă când plouă. Lăsați vremea că e frumoasă. Da, plouă, rog. De vremea. Alin adoră ploaia, eu nu. Vreți, vă, temi. Când sunt ia acasă, și eu, iubire, tot. Îmi place când sunt Maria, mulțumesc frumos, bă, de aprost. Mă, da, plouă, Larisa. Cine a dat, Maria? Maria? Ce ne-a dat pălărie, ne-a dat îmbrățișeri, ne-a dat... Bă, da, prostii, Maria, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că nu văd aici. Este la cartof la cuptor cu aripioare. La mine e foarte caldă, nu așa plouă. Unde e iubirea, unde ești? Îmi dor toate oasele, adevărat. Ha? Ce-ai spus, mă? Iuba, ce-ai spus? Nu, vorbeam acolo, Luiza, te pup. De zodia scorpion, trăiesc un scorpion. Mulțumesc frumos, An! A dat origami de la roz. Bă, dar prostii să-ți dea Dumnezeu sănătate! Bianca, Scoția! Deci mă uitam la poza ta, dar nu realizam cine ești. A, da? Bianca, zicea că se vinte, a născut azi, ce faci, cum ești? Te-am te-a mai văzut de mult, vezi? Bianca. Nu mai intri, uit, dar acum ai zis, am născut, gata, Scoția. Am o fetiță frumoasă și sănătoasă, să-i dea Dumnezeu sănătate, să te bucuri de ea, Bianca. Da, dacă ne-ai mai intrat, Bianca, ce să zic? Mai avem, am apărut, mai avem mai multe... E bine, da, avem mai multe Bianca. Bianca. Bianca, nu știu. Andreea, te pupăm și noi, Andreea. Noi, ne pupăm, Bianca. Ioana, eu am înțeles. Pupă și din partea noastră, pupă. Deci, tu ești bine. Ce pere aveți bine. De zodia scorpion? Nu știu, am citit întrebarea de mama cu Bianca. Nu știu, scorpionii sunt, cred că sunt ok, doar că sunt mai închiși ei așa ca oameni. Mai... Nevasta mea e cu zodii, eu nici n-am știut ce zodii da, sunt. Da, Ana, așa e. Acum...
Aia e dificilă. Hai, Bianca, ai putut la primul post și la al doilea. Taci, din haide, gol. Haide, haide, că se poate. Se poate, Bianca. Cristina, bună. Nu, asta e prea mult, bine. Valentina, suntem normali. Exact ce v-am zis. Și noi avem probleme, și noi avem datorii, și noi avem... Nu, nu, da, și Cireac are probleme, vă și datorii are și ăla. Deci normal, toată lumea are. Ce crezi? Te pupăm, Janet, mulțumim. Nu intri în voie. Da, sunt mai închiși scorpioni așa. Aurora, Neața... Da, nu există adevărat, nu există oameni fără probleme, nu contează că ai... Oamenii iubiți de Dumnezeu au sunt probleme. Sunt încercați. Deci oamenii iubiți de Dumnezeu, Dumnezeu, da? Sunt încercați, da, adevărat. Dacă oamenii care nu l-au pe Dumnezeu, da, nu sunt... Da. Deci n-auzi de omul ăla să fii încercat cu ceva, da. Să fii rău. Dacă auziți de un om care nu a avut brand, o problemă în viața lui, să știți că omul ăla n-a fost cercetat de Dumnezeu, da? Vă aștept în Valencia la o paella. Băi, n-am mâncat paella. Cred că am încercat de la Lidl, am așa, dar nu cred că mi-a plăcut sau nu era cum trebuie, nu știu. Arlen, te pupăm. Arlen, zi-mi, e ok parfumul? Că nu știu ce parfum ți-ai luat. Să-mi faci și mie poza, să-mi zici și mie cum e. Balanța, ajung multă lume. Balanțele așa sunt, așa e socrul meu, balanță. Câte kilograme are o țâță? 15 jumate, fotbalistule, de ce? Ai zis și cu țâța mea? Lasă-mi țâța acolo, frate, că numai eu știu cât am investit în ea. Da, măta, câte kilograme a avut... Când te-a fătat la țâțe. Auzi, ia-ți ouăle tale în mână și vezi. La bună. De la ce vă îndatorați? Cum adică de la ce ne îndatorăm? Nu ne îndatorăm de la nimic. Nu ne îndatorăm de la nimic. V-am luat și eu ca omul cu carbii cu părături. Aveți și o rată. O rată. Și nu că nu mi-am permis, îmi permit, dar nu m-am vrut. De ce dau bani rămas? Și nu că nu ne-am permite să nu-i, Violeta, să nu-i lua cu bani în jos. Asta am zis. Da, vrem Violeta așa în rate. Bună. Punctușoare, punctulețe, bună. Rate că e mai bine, nu-i dai toți odată. Deci chiar ce este? Sunt perfecționiste, prea perfecționiste. Sunt zodi bune. Ce? Fecioare. Dar sunt prea perfecționiste, prea... A, păi de la o vârstă nu o să mai fie așa, vă zic eu. Ce? Stai puțin, că n-am văzut. Teoros, bună, ce faci? Chiar zicea Alina. Teoros, bună dimineața, Teoros, te pupăm, ce faci? Începui bine, duminica a pierdut 50 de milioane la casino. Vai, de capul meu, las casino, mâncați așa, că nu-i bun nimic. Cine? Robert. Robert, mai bine ni te dea nouă, bă, Robert. Adevărat. Plecam și noi la turci, bă, Robert. Silvia, bună. Ne dădeai cât? De 50 de milioane. Mirela. Ne dădeai vreo 5 ticocuri în univers. Mai fumezi, Diana? Da, Florin. Florian. Fumezi, trebuie să le las iar. M-am reapucat în martie, după 10 luni. Și trebuie să le las și tot nu mă îndur să le las. Și trebuie să le las. Adică trebuie, vorbesc serios, la mod cel mai serios. Că trebuie să le las. Asta e. Dar... Silvia, te pupăm. Într-o zi o să-și ai inima în vin. Într-o zi o să... Da. Și o să le las. Mi-e place să fumez, fraților. Deci dacă îmi place, ce aveți cu mine? Cristina, bună. Deci nu-mi place nici... Nu știu, așa de mult. E adicție, cred că și asta. Cu țigările. Cum sunt și alte adicții pe lumea asta. Cristina, bună. Da, eu... Fumează mai rar. Nu există fănorile, las ori nu. Eu cum am lăsat, am trecut... Nu te există. Am încercat, am pufăit. Așa și nu, îmi făcea rău. Am mai încercat așa, zic, doar o țin în mână, îmi făcea rău așa și am zis gata. Deci am avut o ambiție de fier, deci n-am avut nicio treabă. Dar tușeam, pentru că am avut o viroză nasoală. Aicos, e mai ok. Nu, Flori, am încercat cu de-astea, nu. Eu de la anul 1-1-2024 la sigările. Eu nu mi-am propus, dar trebuie să le las, dar nu știu când. Trebuie să-mi iau... Te pup, Ica. Iar nu mi-ai citit mesaj. Dacă nu apare, măi, Elena, ce vrei? Vrei să fac eu mesaj acum? Deci nu apare, nu știu ce scrii. Deci nu ai niciun mesaj, Elena. Nici un mesaj. Folosești ceva. Mare adevăr. Ăsta, mare adevăr, și că unii zic că Dumnezeu dă după inimă. Eu zic că Dumnezeu îți dă cât poți duce. Nu.
Dacă ești cercetat, ți-i mulțumim. Nu, Dumnezeu, Dumnezeu zice că nu-ți dă mai mult decât știe că da. Poți duce. Da, nu. Adevărat. Da. Nu, uite, vezi, Sandule, eu nu m-am gândit la bancioată, știi? Deci chiar nu m-am gândit la bancioată. Gândește-te că fumez de 32 de ani, 33 de ani, habar n-am. Fumat înseamnă fumat, acum mă alint, mă abțin. Nicoleta, bună, uite, și de tine întrebam zilele astea, că ce mai face, bă, Nicoleta, unde a plecat? A, Nicoleta! Dimineața! Te pupăm, Nicoleta, bună dimineața, unde ai dispărut? Doamna profesoară! Doamna profesoară! Ha, ci că și mie place să fumez maxim. M-am lăsat 10 ani și m-am reapucat. Îți dai seama? Foarte rău. Și eu, din 2018. Deci m-am lăsat fix 10 luni, frate. 10 luni, 11 luni am avut, nu știu. Și m-am reapucat în martie, pe bune. Mă trezesc târziu. A, te răsfeți. A, da, da. Că ești în vacanță. Ești în vacanță. Da, nu, trebuie să le las, asta e. Dacă trebuie, trebuie, dar vedem. Da, după 10 ani chiar că e ceva. Eu fumez 25 de ani. Aproape 3 pachete pe zi m-am mâncat. M-am lăsat 2 ani și m-am reapucat. Teodora, ce să zic? Uite, Alin s-a lăsat și nu s-a mai reapucat. Din 2018 și nici nu mai trebuie bea. Bă, de fapt nu știu. V-ați îngrășat astea care v-ați lăsat? Că bine, mi-a fost rușine. Ce rușine, măi, Nicoleta? Rușine că te trezești târziu? Da. Dar de ce, mămică? Se odihnește creierul. Dacă creierul, corpul are nevoie de odihnă, asta trebuie să-i dai. Doar toată ziua, dacă te... Mai întâi încerc munca. Loredana, bună. Pleșa, bună, te pupăm. Nu m-am greșat nici un kilogram. Mulțumesc, Cristina. A, Cristina Dima, ce faci? Bună ziua, dragi. Cristina Dima, bună dimineața, te pupăm, Cristina Dima. Te văd nimic, am fost pe la București, controle cu dealele, mi-am făcut analizele, nu? De asta, de ale casei. Tu ce ai făcut? Ai mai ajuns la București? Văd că sunteți la mare și m-a făcut cine să vă spun să ne întâlnim. Zi, băi, ești nebună! Cine? Nicoleta. Nicoleta. Cum adică ți-a făcut rușine? Tu chiar ești cu capul, neața, Cristina. Ești din Constanța, Nicoleta? Pe bune? Păi dacă știam că ești din Constanța, te băream eu, să-ți fie rușine două minute, doamnă profesoară. Nu, patru secunde. Eu am slăbit că m-am lăsat și m-am îngrășat că m-am apucat. A, e pe invers. Da, deci nu e. Dai că mi s-a lăsat de fumat. Pleșa niște aripioare. Dai că mi s-a lăsat de fumat și s-a îngrășat în timp. Dar bine, a și îmbătrânit. Eu din 2014 m-am lăsat, făcut operație la stomac, m-am slăbit și după nu am mai fumat. A, am înțeles. Și eu sunt constat, nu știam că a spus la mare. Am fost o dată. Din Mergedia. Fac 30 de minute, ajungeam, dar la 90 ani oamenii mei au venit să se relaxeze. Vezi treaba ta, nu se întâlnesc. Trebuia să vii. Bă, Nicoleta, veneam noi. Problemă, ca să te deranjez. Nu, ne place să ne plimbăm. Să ne plimbăm, da, exact. Lasă data viitoare. Nu ești pe treaba ta. Vezi că mai venim iar. Da. Deci nu mai fi așa. Te am pe Facebook, Nicoleta, că eu nu mai mi-am aminte, sincer. Chiar nu mai mi-am aminte. Și eu vreau la mare. Lasă, nu te mai duce, că-s de alea, e coli, napă, sandule. Termina, da, Mălina, depinde și cum ești din familie. La mine toți sunt rotunzi. Și despre ce vorbim. Mulțumim, Lidia. Da, Stella, adevărat. Da, păi nu mi-ai pus nimeni, îți dai seama. Și acum am asta pe creier că trebuie să mă lași, știi? Și zic, hai, mai meu, și hai, fumești din azi, și hai. Hai. Nu cred că m-a avut pe Facebook. Zi-mi, să-mi lași pe... Sau scrie mesaj tu, Zăpăcita Iurita, pe Facebook și scrie mesaj că mi-intră în spam și te aud de acolo. Sau lasă-mi numele tău de Facebook în mesaj pe TikTok ca să te caut cum vrei tu. Ferească Dumnezeu, dar ne întâlneam cu drag, ești nebună, beam o cafea. Cum să nu? Ne-am întâlnit cu Emilia, ne-am întâlnit cu cine am mai întâlnit? Ai închis toate focurile? Da. Mulțumesc frumos, mamă. Ce ai făcut aici, Aline? Șuncă n-ai dat. Șuncă. Șuncă. Bravo, bă. Bravo, nu-ți bună. Bravo, mă. Uite-alea acum, Michi, hai. Ești pe acolo. Nu facem nimic. Am fost la biserică, am fost puțin la cumpărături. Ca să ne facem să mâncăm. Laurențiu, bine, mulțumesc. Tu? Te pup și eu.
Beatrice, mulțumim. Mulțumim, Jaden. Simona, mulțumim. Mulțumim, Emi, Stella. I-ai dat să mănânci la vacă, Corin, mâncare ar vacile. Dar nu, că era o femelă. Dar trebuia să te uiți tu la ea cum arată, măi, Corin. Vedem cine vorbea. Păi, ăștia-s frustrați, săracele astea mor de foame, mâncau vașcul vostru. Dacă eu vă zic că mor de foame, și-și aruncă frustrările pe noi, că noi mâncăm și ei. Vete, na! Georgeta, mulțumim, Popescu, mulțumim. Păi nu, că astea când juca pe noi, astea nu știu decât să... Da, nu, vin în Sfânta... Minim 10 zile. Era o proastă frustrată. Foarte bine, Cori. Bloc direct. La jigoși ăștia, bloc direct. Nu mai stați la discuții. Mai vrei ceva? Nu, mulțumesc. Ai, tort! Mulțumim, Adelina! Văd a prostii să-ți dea Dumnezeu sănătate. Eu mulțumim de tort. Eu am telefon, știi că l-aveam așa. Și am văzut un tort că se poftă vânte. Bună, Claudia, mulțumim. Hasan, mulțumim frumos. Ștefania, Hasan, Ștefania, mulțumim. Ieri s-a căsătorit fostul meu. Am văzut poze. Dar de ce te mai... Auzi, fii atent, tocmai ce ai spus. Cine? Fostul tău. De ce te mai interesează de el? Nu-l mai căuta. Este fost, este trecut. Este fost, rupe-te. Da. Vezi de viața ta. Irina, bună dimineața. Adevărat. Nu-l mai urmări că o să-ți faci numai rău. Tu ai viața ta. Încearcă să faci și tu ce a făcut asta el. Asta pentru hateri. Uite, împărțim și pâinea. Cristina din Finlanda, te pupăm. Elena, bună dimineața, mulțumim. Sandu Andrei, mulțumim. Cristina, mulțumim, să aveți poftă. Banu Maria, mulțumim. Adela, mulțumim. Plesa, mulțumim frumos. Adevărat, foștii Dumnezeu. Foștii cu foștii, vii cu vii, adevărat. Nu mai urmări că-ți faci numai rău. Ai și tu viața ta, caută și tu să faci tu la fel. Că, înseamnă că n-a fost pentru tine. N-a fost pentru tine și foarte bine, uite. Maria, mulțumim. Mulțumim, Aurelia. Am rămas surprinsă de mesaj de la clipul cu inima. Teo. Teo, să nu zici că și tu ai înțeles că sunt însărcinată. Că fac o criză. Ferească-vă Dumnezeu. Ce bine arată. Mulțumim frumos, Adelina Boda Prosti, să-ți dea Dumnezeu mulțumim. Sănătate. Rimbule, fugi de aici. Cristian Rimbu, te pupăm. Bună dimineața, te pupăm Rimbule, și pe tine. Și pe nevasta ta și să vă dea Dumnezeu sănătate. Pe Violeta, și la tot ce iubiți mulțumim. Voi. Haideți aici, căutați, intrați. Pe YouTube sau pe Facebook, Cristina Dima Boda Prosti, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Sau pe Facebook, intrați pe YouTube, mare cântăreț la Nai, Rimbu, Cristian Rimbu. Cine a murit? Dați un follow la Rimbu și la Lina Idin pe Facebook, pe YouTube. Eli, să ne mănânci măscăricii. Să mă prinzi de fleașcă și să-mi linci clitorisul. De fleașcă, uite. Eli, uite-te și tu, ai 60 de ani, ești frustrat, nu te mai fute nimeni că vezi macia. Unul care se riscă cu tine, dar trebuie să plătești. Na. Ce? Nu, mă, că eu fura cine știe, eu fura poze la unul. Nu-i bre, că uite. Aaa, fugi de aici, bă, Eli, bă. Mânca ne-ai măscărici, mânca ai pizda lui Corina. Uh-huh. Nu, Cristina, Dima, eu sunt mai pot, așa. Gospodare, mulțumim. Mihai, mulțumim. Pa, păi, bine. A, da. Am pus șoric. Am pus. Vezi și șoric. Marica, mulțumim la fel. Flori, mulțumim. Costi, Neața. Mia Hakata. Mulțumim. Costi, Jere, mulțumim. Mia Hakata. Mia Hakata. Teo, tu ai zis că ai rămas surprins la mesajele de la lume, nu? Da, mă, da. Cori, mulțumim, te pupăm. Cori, Nicoleta, te pupăm, mulțumim frumos. Să aveți poftă, Ionuț. Ale, mulțumim. Ioana, mulțumim. Costi, Jere, te pupăm. Boda prostii de inimioară. Păi da, acolo era ecografie la inimă și toată lumea a crezut. Dar noi am spus pe live că nu putem face copii, nu putem. Viorica, bună dimineața! Mă cheamă Mihaela. Miha Hakata! Nu te cheamă nimeni. Mulțumim, bă, salut de la Roma, Eliana. Te pupăm și noi de la Buzeu. Mihaela. Poftă bună, mulțumim, Ioara. Gata, mă pun să te mănânc. Te crea, Nicoleta. Mă pun să mănânc. Deci să-mi dai, că venim la mare. Că venim. Șerban, te pupăm, mulțumim. Și Cătălina. Ana, te pupăm. Miha Cătă, am înțeles. Adelina Boda Prosti, mulțumim de îmbrățișări, te pupăm, Adelina. Anancuța, bună ziua. Alina, Viorica, bună. Te pupăm, mulțumim. Alina, bună dimineața. Ce o să facem astăzi? Mai stăm de voi cu vorbă vreo oră, oră și ceva? Cu voi de vorbă? Cum mai e? Cu voi de vorbă? Da. Cum vine vorba, nu?
Andreea, te pupă, Mihaela. Teodora... Și după aceea ne băgăm la un, la un film pe Netflix. Așa fain, plouă afară. Nu știu, n-am făcut eco de sarjină. Nicolila, nu știu cum arată. Ecografie la inimă, băgut. Și am filmat inima, ca să o am acolo amintire. Ștefania, bună dimineața, eu m-am dat seama că e o inimă acolo. Am și scris, Nicoleta, inimă, inima, virgulă, vieții mele, zăpăcita Iurita. Acum eu ce să fac? Plouă, plouă, da. Plouă la Constanța, Nicoleta? Fie omul cât de mic, după masă, face naniu un pic. Se uită la un film. Da, se uită filmul la om, nu omul la... Lore, Lore, bună dimineața, Lore. Vă salut din Austria, te pupăm. La mine plouă de 7 zile, ieri au fost 15 grade. Unde ești, Costi? Gianna Nealsa, aqui, a clima. A clima! Mihacata! Cum e soare, am înțeles. E cald. Aici plouă, bun. Vera, bună dimineața. Nu, da, Cristina. Da, mădă, bună dimineața, mădă. Adele, te pupăm. Hai la slănină, Adele. Hai la slăninuță. Adina, bună dimineața, mulțumim. Nu plouă la Constanța. E zăpușala, am înțeles. Are you speaking Latin? Yes, I speak English very, very good, but I don't vreau să vorbesc English. Latin te-a întrebat, nu English. Latin, da. Romanian, latin. Romanian, Italia, Spania. La Roma 400 grade, uleu, nu mai vreau. Franța. Parcă îmi doresc să vină frigul. Albania. Să vină toamna. Popa, mulțumim. Da, da, bună dimineața. Aripioare. Aripioare prăjite, cartofi copți, brânză, slăninuță afumată, roșii, ardei. Șorici. Și șorici. Avem ceva de mâncat aici, nu vreau. Terminăm în o trei zile. De unde iau slăină în Olanda? Mă omorți? La magazin, nu găsiți? Nu-i magazin de români pe acolo? Mi s-a făcut foame. Pune mâna și mănâncă. Gia, mulțumim frumos. Trebuie să merg la soacra mea. Să iau slănină. Fugi, Nicoleta. Viorica, bună dimineața. O, poftă, mulțumim. Geni, mulțumim. Trandafirul galben, galben, mulțumim frumos. Unde ați dispărut? Am tot fost, am tot făcut live. Când? De la magazin polonez. Iauzi, de la magazin polonez în Olanda. Și găsești. După centru. De pe centru. Și slănina la fel, tot de acolo. E afumată cu la usturoi, mișto. Mamă, da. Afumată și la usturoi. Viorica, mulțumim. Iubire, mănâncă cu furculița. Crizantema, bună. Mai mulțumim. Nu mânca cu mâna, e bine. E cu furculița. Cred că nu vezi bine. Ai trei nasa, nu? Mulțumim, Costi. Mulțumim, Costi, Jerry. Bă, da, prosti, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim de inimioară. Un cozonac aici, la magazin, rău. Este 10 euro. Și la noi la fel. E 40, 50 și la noi chiar 80, 90 de lei. Și noi suntem în România. Și suntem în România, la Cornovac. E 100 de lei la Cornovac. Oare câte? 100 de lei. Ionela, mulțumim. Înseamnă că voi sunteți săraci acolo în străinătate. Da. Noi românii aici suntem bogați. Ionela, bă, da, prostii, mulțumim de trandafiri, Ionela. Nu mai suntem prieteni. Tot mă întrebam unde sunt doamna și Barabond. Trandafirul galben. Au și cârnați. Bun, la polonezi, auziți? Co, bună, care sunteți faci? În Olanda, magazin de, de polonezi, hai, fugiți și luați de acolo, și slănină, și cârnați, auziți? Ioana, mulțumim, Coco Chanel, te pupăm. În jur de 100 de lei un cozonac. Elena, mulțumim, aici doar la Boromir găsim. Uitați, la noi cozonac. Te-a luat. Mădălina, bună ziua. Foarte bine, bine că l-ai ars. Piscina, de una te pupăm. N-au tămâni la cer. Este normal, e masa de prânz. Nu e normal, dragă, băgăm în noi. Eu sunt în Belgia, pe și acolo sunt magazine românești în Belgia. Mihaela, te pupăm. Sunt o grămadă de magazine românești în Belgia. Am fost și eu în Belgia.
Andrei, bună ziua, te pupăm și noi, mulțumim frumos. Norișor, bună dimineața, Norișor. Ce faci, Norișor, de când nu te-am mai văzut? Tot la muncă. N-ai fost aici, că te combinam cu MRS. Chiar vă potriveați voi doi. Cu Marius, Norișor. Lasă că ți-l trimit în privat, îi violez profilul. Are ploare, cartofi, brânză, roșii, ardei, șuncă, șorici. Ce bună tățuri mâncați. Are ploare, cartofi copți, brânză, roșii, ardei, șorici. Magazine românești din sănătate. Am unul la 25 de km, cel mai apropiat. Și n-ai mașină. Mi-e un plac astea. 25 de km îi faci mea. Și pe mine tot nu m-ați măritat. Da, mă, Norișor, nu. Nu sunt la muncă, sunt în Adelina. Vacanță de o lună de zile. Săraca Adelina. Adelina. Pe mine tot nu m-ați măritat. Cu cine te măritam? Ne gândim, da. Bă, poate intră mărâsa acum, poate intră. Și fixăm aici și săriți pe el. Băiat, fain. Zici că e pește, dar nu-i pește, săracul muncește. Îi place să aibă grijă de el. Acum, dacă ai grijă de tine, ești asociat, ești pește. Dacă te aranjezi puțin, dar nu știu ce. Daria. Eu sunt prima pe listă. Gata. Haideți, băieți, dacă sunteți singuri, dați urmărire aici lui Norișor, dar vedeți, arătat. Să aveți perinuțe, să aveți puțină burtă. Cum vine asta, perinuțe cu burtă, e bine? Două perinuțe mai mari. Adică spui șadele, au cu șadele, sigur. Da, șadele, da. Îți spui două puișoare de pernă pe burtă. Deci când o să intre aici, săracul MRS. Am, dar noi avem mai bunăciune aici. Deci, Dani, mulțumim, Dani, mulțumim, bă, da, prostii, te pupăm, Dani. O las pe Norișor, eu o să particip la nuntă. Cine bună, Adelina. Gata, adică da. Adică gravid. Mergem toți la nuntă la Norișor. Când? Păi când o să vină MRS. Săracul. Petru Ionuț, buzoienii, te pupăm, Ionuț, e singur, ce faci? Ia uite aici câte fete singure. Ia uite aici, Adelina, Norișor. Sar pe ele aici, nu le lăsa singure, că e păcat de Dumnezeu. Păi da? Nu e de Dumnezeu, de ce să fie păcat de Dumnezeu? Nu mă, cum vine așa, păcat să le las singure așa. Mă, să cupă Sărină. Popa e singur sau ești însurat? Fugi, Popa. Tot în micropa ești pe stați? Da, Ionuț. Caterinca, o, slană. Aveți la platou normal, păi fără slană nu se poate trăi. Fără slană. Ștefania, mulțumim frumos. Unde nu-ți permiți, Nicoleta, că n-am prins? Dana, bună dimineața, mulțumim. Dacă vine și MRS, cum a venit și Gheorghe, e clar, nu MRS, chiar vine. Stai un pic, o să apară. Lăcrimioara, mulțumim, cu Drăuța, bună ziua. Pe MRS chiar cunosc real, adică e ok. Ionuț, bună dimineața. Deci pe MRS, da, îl cunoaște real. Din păcate, cum mă, din păcate? Zic, din fericire, Doamne, astăzi, fii sănătoși. Din păcate sunt însurat. Din păcate, mă. Aia zic și eu. E vorba românului. Să-ți trăiască. Când se naște un copil, să-ți trăiască și să bucuri de el. Nu puteți da fără să faceți live? Nu. Aia, din păcate pentru ele. Nu, Armando, nu putem. Aia, din păcate pentru ele. Bună asta. Da. Te însuram aceea lângă noi. Mai e Alina. Aici. Asandra, să aveți poftă, mulțumim, Asandra. Asta e simplu user, nu? Da, da. A, simplu user, te pupăm. Doar cu poza, altfel. Da. Rodica, te pupăm. I-a încercat. Nu luăm comenzi, Armando, azi e duminică. Auzi, Armando, de-aia du-te mai acolo, mai sus, că sigur își vreo câțiva care își bagă prin măsele și lasă-ne pe noi aici să mâncăm. Noi băgăm în gură. Claudia, mulțumim frumos. Ce m-am mâncat mult? De deci azi aripioare fac. Gata, Costi. Ia uite așa frumoase, crocante, știi? Înțelegi? Le pui așa un pic să se nece în ulei, știi? Deci eu am mâncat... Să fii sănătoși. Mulțumim, Liza, să dea Dumnezeu la toată lumea. Am mâncat tot șoriciul, ia uite cum ne-a rămas șunca. Tu una și una. Da, o mănânc, nu o las. Dar fii atent că șunca a terminat-o prima, vrei să minți? Deci șunca prima a fost. Am mâncat șoriciul prima. Corina, bună dimineața!
Și că puneți un miliu pe central să aveți decor mai chic. Nu că am pus cear. Bă, să știi că avem. Pernă, nu vezi, ești clară, ce ai? Nu pachești? Bă, bine că m-ai dat idee, că mai avem ceva de întins, că am băgat aseară la spălat da. Și să-i pune pe central. Ia uite, mai vedem. Și pe duda aia să punem, știi? Da, merge da, și pe duda. Sus acolo, da. Erica, mulțumim frumos, te pupăm, mulțumim că frumoasă stai și tu. Dar nu știți cum e să spălați, că voi, dacă nu vă permite spălați. Păi da, mă, dar noi mai avem și o bătrânică care trebuie să o schimbăm, să o să spălăm zilnic. Nu, mă, eu știu să vorbească aceea, să tasteze în pula mea. Înțelegeți voi. Știu ei cum e să speli zilnic după un bătrân. Nu veniți acasă, vă aruncați hainile, vă băgați în pat. Vă futeți, luați o muie. Nu, vreau, vă futeți, vă încărcați cu o muie. Sărna, te pupăm. Gianni, te pupăm. Stă cu voi în casă. Deci a întrebat ceva că-ți va vide iar, că a răspuns Adelina. I-am făcut... Nu stă cu noi, stă în, la subsol, am dus-o. I-am făcut o gaură și am pus-o la subsol și am făcut o cameră frumoasă acolo. Am pus un calorifer, un pat. Platourile de la DCN-ul din București. De ce spui, mă, bine? Așa se numește magazinul, DCN-ul. DCN-ul, dar fiți atenți că nu puteți să cumpărați, trebuie să vă faceți card când intrați. Trebuie să faceți mai întâi card. Vă faceți card prima oară și după aceea intrați și faceți cumpărături. Noi am intrat ca țăranii. Bine, îi place sub aer liber. Bun, am avut noroc de Emilia Vasile, eu spun Diana, uite, am intrat și noi la DCM aici și Emilia Vasile, da? Emilia. L-a trimis pe bărbasul, fuge acolo că au intrat și n-au card. Și noi ne-am umplut căruțul, pac, pac, nu știu ce. Dacă nu venea soțul lui Emilia Vasile, Florin, da. Rămâneau acolo cumpărăturile. Mulțumim, așa întâi. Da, sunt. Alina a vrut, eu am vrut doar unul. Zic, păi ce facem cu două? Nu, unul, fie că fie două, fiecare cu platoul lui. Beatrice, mulțumim. În marginea șoselei, da, stațiunile de munte, așa e, dar sunt scumpe. Da, nu-i s-au părut chiar așa de ieftine, gen. Pardon, la margine de, cum zici tu, la șosea. Da, de ce ne-au ăsta? Nu, bre. Ea zice pe marginea drumului cum mergi spre Brașov. Nu știi că sunt. A, din astea, a, da, scumpe, da, scumpe. Da. Mulțumim, așante. Ce înseamnă așante? Că tu știi francez. Ce înseamnă așante, fetelor? Că nu știu. Așante înseamnă calm, frumos. Eu nu știu franceză. Înțelegi? Este ceva divin. Îmi facem noi dragoste divină. Înțelegi? De ne liberăm, știi, ca la yoga. Ieși din trupul tău și te minți că ești deasupra corpului și tu faci... Ah, tata, tu, ce am înțeles. Și-a pronunțat bine, așante? Încântat, înseamnă, mă, iau, te mă, Cristina, Dimă. Vezi, mă, că știam, asta e, asta încercam eu să-i explic. Da, asta încercam eu să-i explic ei, că înseamnă încântat. Mama, dar o luam așa, mai pe... Eu, mai că s-ai cu gulană de-a ta. O, trească Timișoara. Aida. Cred că am zis bine. Aisha. Ah, Aisha. Mm. Ce aveți bun acolo? Nu mai avem. Aripioare, cartofi copți, șurici, ardei, roșii, brânză. Deci, nu-i posibil așa ceva, Aline. Aleg Răvita, bună dimineața. Unde? Mă cheamă, așa o cheamă. Cât de des mergi la Timișoara? Odată la 15 ani. Deci am pus și bucățica mea de șuncă ție și ai halit-o să-mi bat picioarele. Da, mă, tot deci ai dat seama. Ba da, cum ai pus-o, cum am luat-o, că am văzut-o. Hai, eu credeam că te-am păcălit. Cum mă păcălești? Să mai frumos. Să fie de bine. Dodo, mulțumim frumos. Și acum punem gunoaiele pe unul și pe unul, dar bă, nu știu, cred că vreo 15 lei, iubire? Nu mai știu. La un platou? Nu știu să zic. Noroc cu Emilia Vasile, că ea ne-a trimis acolo, care este la București. Nu, eu mănânc pepere cu brânză, multor ori, se pare ciudat, dar mie îmi place. Mama mea mai mânca așa, și, Cristina. Și Andreea. Am încercat și eu. Nu. Am deci încercat, am încercat și eu. Cu brânză, cu pâine. N-ai, frate. Deci nu merge deloc. Na, fiecare cu gustul lui. Uh-huh. Ebi, mulțumim frumos. A, iar a venit Fantoma. Fantoma, mulțumim frumos, nu? Sau Ebi? Fantoma? Aici, nu scrie nimic. Sau... A, nu, Ebi, mulțumim frumos, Ebi. Alina, bună dimineața, da, e foarte bun. Pepe nemurat. Da, am mâncat și pepe. Dulce cu sărat, da. Uh-huh. Lubeniță cu pâine. Salut, Anemus.
Și acum tu ce mai mănânci tot? Nu mai cineva m-a furat toată mâncarea. Nu, bă, că de acolo poți mănânci tot. Dar nu știu de ce. Ai făcut asta că știi că nu se mănânce. Ba da, păi până de seară mâncăm tot, măi bre. Ies cu șorici. Deci e bună șunca, auzi de toată Emilia, da? E bună rău. Noroc de Emilia, că noi cumpărăm de acolo de ani de zile. Dar nu au luat șuncă de acolo. Flori, mulțumim frumos, Luci, Luci, bună, te pupăm, mulțumim. Da. Nu mai pot. Mulțumim la fel, Luci. Deci m-am lăsat până am terminat șoricii. Cami, te pupăm. Nu mai știu, au fost ieftine, nu știu, 12-13 lei, unu. Au fost ieftine, nu știu. Dar de ce ne? Sunt lucruri ieftine acolo, lucruri scumpe, nu? Vai, trebuie, voi mă ricot. Să-l vede, să-l vede. El normal nu i s-a săturat, ca să înțelegeți. Mulțumim, Adelina. De ce mi-a luat platoul din față? S-a murit frizerul și a luat concediu. Da. Dă-i tu bani să se frizerească. Nu, dar mai vezi, nu mai vezi. Ai toată? Da. Din păcate. Plouă, plouă, Maria. Pus la butoi, da. Mulțumim, Gabi. De ce mai luat platou de acolo? Păi mă, iubire, dacă mai mănânci, de ce? Eu m-am ridicat că nu mai mănânc. Eu am mai băgat la mață, iubire. Păi și bagă, pune-ți-l înapoi, ești culmea. Sărească, mă, Dumnezeu. Am scos două țigări pe masă, ne sătura de bine. Ia uite ce mi-a apurat platoul. Să vă fie de bine, mulțumim. Eu le-am luat ca să le pun repede, scăpăm de el. Nu ești bravă, nici tu, iubire. Mamă, ce e aici la noi? Lasă aici să mai mănânc. Și mai am și mașina de spălat. Două aripioare. Ce mi-a făcut eu planul, îți vezi mâine ce mi-a dat rufele afară, da, mi le-am întins. E foarte bună, poftă bună și vouă, mulțumim frumos, îmi place de voi, Maxim, Claudia, te pupăm, Abel, mulțumim frumos, Abel. Vă invit la un porumb, nu mai mergem. Spălați astăzi, nu, am băgat de asară și astăzi de-alea am întins. Am zis, ne întind afară, că am cerceafă de-alea mari. În duminica nu facem nimic duminica. Duminica noi doar mâncăm, dormim și atât. Dar ceva nu facem. Aveți copii, aveți copii. Salut, Vasile, mulțumim. Marie... Știi ce n-am mai băut? Mariana, mulțumim. Nici eu nu cred duminica. Dacă ești la patron, n-ai încotro. Asta este, dar nu-i păcatul tău. E păcatul patronului, că nu-l mai satură de bani. Cine nu-l mai satură? Camelia, te pupăm. George, mulțumim frumos. Rita, mulțumim. Mănânc ce vreau eu. Cami, mulțumim la fel, te pupăm. Daniela, bună ziua. Abia aștept să nasc, să-mi fac și eu un platou. Așa cu de toate. Păi și acum de ce nu-ți faci unela? Nicu, poate așa era pe vremea lui tataie. Cătălina, mulțumim frumos. Angela, bună ziua, Angela. Nu așa era. Vai, câte răutate. Ha? Nu știu că eu răspund un Nicu. Nu știu. Mamă, deci... Ce? Iarba asta luată după ploaia asta. Mâine, cum de soarele, iubire, la prima oară, iau sapa în spate și am ieșit afară. Am diabet în sarcină. Oh, ne pare rău, Ionela. Angela, mulțumim frumos. Dăm geamurile pe dublă și eu îmi pun cearceafuri aceia pe geam, știi, nu? Astea mari. Că trebuie să le scoți și pe aia de mașină, ce le fac? A, pe ăsta l-ai pus aceia direct, așa? Da. Așa uți casă la primăvara, Lene. Care? Cearceaful ăla? Nu, dacă nu-i cald, nu se ușește. Păi și n-avem cu tot, trebuie să sunt așa. Bă, gata, țărna pentru masă, vreau. Fie divină. Ai tăturat? Da. La
maxim sau doar puțin? 20. Și uite cum se vede afară, o să plouă toată ziua. Foarte bine, mamă, toată ziua doar. Păi, dar tu știi că o să vină soarele mai mic de iar. Știi ce fac acum, e bine? O sfeclă fac. Ai frigider, Aline. Dar nu mai bună, ghid. Aia nu mai bună. Scoate de acolo, că mi-ai pus frigiderul. Ha? Fac o sfeclă roșie, cu măr și cu morcov. Și prăjitură tot nu mi-am luat. Vrei să mergem? Nu, mai o să mai merg. E bine, nu te lua prăjitură. Da. Stați așa, să vă iau aici. Te pupăm, Doina, te pupăm frumos, te pupăm, mulțumim frumos. Stați așa puțin, vreau să fac sfeclă numai, să clătesc astea un pic. Asta îmi fac loc aici, da? Ha? Haide. Oh, ce fain este asta. Deci mă alune piatră mea. Și ușor, și ușor de curățat. Înțelegi? Mino, bună ziua, Mino, bună ziua. Bun, așa. Hai să mergem să cumpărăm. Hai, imediat mă duc, trag pantalonii după mine și am plecat. Cât e mașină și știu unde mergem? La asta aici, iubire. La cofetăria asta aici, unde la bazar. Știi că e aproape. Sau tu unde voi? Voi la Cornovac? Nu la Cornovac, la cum te cheamă? La centru. Ce gătești? Nu mai am terminat. Am făcut alipioare, am terminat, am mâncat. Am făcut două platouri din alea mari. Acum vreau să fac un sfeclă, morcov și măr verde. Da? Și așa am merg le-astea aici, trebuie să le coi, nu știu, nu? Înțelegi, iubire? Nu. Zic, merg le-astea. Asta am făcut de mâncare, mai devreme. Ce vorbea fetele? Aripioare, cartofi copți, brânză, slănină, ardei, asta am făcut mai devreme de mâncare. Acum fac ceva și pentru sănătate. Leontina, mulțumim, Leontina. Auzi, Aurora, știi cum se zice? Bărbatul îl ai așa cum ți-l formezi. Asta e valabil și pentru femeie. E bine, depinde, că nu pot. Da, cum îl înveți, de exemplu. Da, cum îl înveți. Dar oricum, mie îmi place... Eu gătesc de mic, de la 11-12 ani. Eu gătesc de pe la 12 ani, așa. Doar că, în primul an al nostru de relație, nevasta mea s-a rupt toată. Și am lăsat-o. Cam știu că la un moment dat o să se plictisească. Nu mă lăsați să fac nimic. Las că eu spăl, ea spăla, ea îmi făcea mâncare, ea tot. Și o lăsam, tăceam din gură. Las-o că la un moment dat o să plictisească. Până într-o zi, când o sunat tati. Și vorbea cu ea. Nu, vorbea cu mine, m-a sunat tati și vorbeam cu el. Bă, dar tu ce faci? Lasă numai fata aia să-ți facă. De fiecare dată când te sun, o văd că nu mai ea face. Ia spală, ia face de mâncare, tu ce faci? Vezi, mă, că ăsta știe să facă și de mâncare. A, și atunci, gata. Din ziua aia mi-a stricat tot... Ionela, te pupăm. Mirela, bună ziua, Mirela. Eu le iau. Sunetul la ăștia, te comentează, mă enervează foarte bine, Adelina. Cine vorbește urât, oprește-le sunetul.
Da, și de atunci am lăsat-o. În primul an am lăsat-o. Bine, vă ajutam și eu la curățenie, la asta, o ajutam și eu. Nu stăteam și mă uitam la ea. Dar la mâncare o lăsam. Că știam că o să plictisească într-o zi. Deni, bună ziua, Deni. Și le făceam, că era ea și sora ei. Și le făceam sos bănățean. Cum numai eu știam. Le făceam sos bănățean. Adică crânați picanți, ardei, morcov. Ce mai făceam, iubire? Cartofi prăjiți, nu? Cartofi neamari, da. Și le îndopam pe amândouă. Că la un moment dat se trezau amândouă, stăteau de vorbă și mâncau. Și spunea, bă, să mă rog, dacă nu ăsta ne îndoapă. Ele stăteau de vorbă și eu le puneam mâncare în față și ele mâncau. Le-am îngreșat pe amândouă. Stați așa puțin să șterg aici ca lumea. Elena, bună ziua, Elena, bună ziua. Da, deci un morcov, o sfeclă roșie și un măr verde. Sănătate curată. Denise, mulțumim la fel, te pupăm. Ce gătești, Alin? Acum nu mai gătesc, fac un suc de morcov, sfeclă și măr verde. Mulțumim, Adelina, bota prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cornel, salut, Cornel! Am crezut că fac suc. Păi un fel de suc fac, da. Un fel de suc. Sorina, bună dimineața, Sorina. Am gătit astăzi, asta am gătit. Am gătit. Da? Am făcut aripioare, cartofi, copți, roșii, ardei, ceva ușor așa de vară, când ne-am săturat de mâncăruri din alea grele. Și asta se face și rapid. Este foarte bine, cu storcător, merg la rece, felicitări. Te pun, Sorina. Mai sunt bărbați, sunt urmă de bărbați. Așa, eu pun apă minerală, mie îmi place cu apă minerală. Acum puneți apă cât cuprinde ea. Asta e sănătate curată, e bună pentru orice. E bună. Nu știu la diabet dacă e bună. Pentru diabet, nu știu, e specla roșie, nu știu. Călătorul, bună ziua! A, nu mai pot de hai, nu. A stat la slujba, am stat. Zece minute, așa. Nu ții, mulțumim de trandafir, vă da prostii. Facem metru, fraților, nu e mai sunat. O să vine cu pustiță, așa-i? Ia. Ce faci acolo? Un suc de speclă.
sfeclă Cristina, morcov și măr verde. Da? Sfeclă roșie, morcov și măr verde. Sănătate curată. Da? Și acum să-mi pun și eu în cănița asta micuță. Ia uitați ce căniță micuță mi-am pus aici. Ia. Mamă, ia cum curge. Așa. Și acum a rămas o ceașcă mică. Asta o pun aici. Asta e pentru Diana, ea nu bea mult. Și cam asta este. Hai, poftă bună, ia. Bună, rău. Bun pentru ficat și tensiune. Da, pentru toate. Sănătate curată. Învățăm cuvinte noi. Mânză păcita, Iurita, stai bine în pat? A? Ia zi! Ce bei? Sfeclă, morcov și măr verde. Și măr verde, da? Sfeclă roșie, morcov și măr verde. Hai, la blender. Trece, sănătate curată. Are aproape un kil cana aia, da? Am toată ziua din ea, Cristina, Dima. Deci beau toată ziua. Beau cam așa. Mai după aceea, până de seară o termin. Și dacă mai rămâne un pic, aia, e bună pentru ficat, pentru orice. E bună. Na, că l-am văzut pe MRS. MRS, unde ești MRS? Treci încoace, mă, MRS. Unde ești, măi, MRS? Ia scrie ceva aici. A, ți l-a trimis zăpăcită Iurita în privat? A intrat aici. MRS, ia scrie un pic aici. Scrie aici că e norișor aici, e Adelina, gata, ai pus-o, chiar te însurăm acum, gata, că mă și enervez, stai așa cu banii aia, n-are cine să-ți cheltuie banii. Intră aici să-ți dau, să te urc sus aici. Treci la însura, MRS. Nu mă bag peste ea. Dar acum... Salut, așa aveți, mă, MRS, bă, de când te așteptam, mă, mâncați, așa, haideți, mă, fetă. Ia uitați-mă, dați urmărire, mă, să mor eu dacă nu vă ia pupilii la fugă. Hai să risc pe el. Să știți că este un băiat muncitor, harnic. La un frate de-al meu. Are cu ficatul pe... Da, Codruța spune că e foarte bun pentru ficat. Haideți, fetelor, mamă, norișor, norișor. Adelina, să risc pe el, nu lăsați, fraților, mă enervează. N-are cine să-i cheltuie banii. Eu de când m-am usurat nu mai am bani. Hai să risc pe el, rapid. Te pupăm, MRS, te pupăm. Da, să știți că este un băiat cu minte. Îl cunoaștem real, i-am dat deja. Ia uite, MRS, să arăți. Auzi, Marius, dar noi nu mai suntem pe Facebook, prieteni, sau nu te mai găsi deloc. Nu te mai am. Ce-ai șters contul? Am venit special. Hai, Adelina, hai să riți pe el, nu lăsați. Este un om deosebit. Acum vorbim serios. Vorbesc serios și îl cunosc real, fetelor. Să nu vă uitați că nu-i pește. Este un bărbat care îi place să aibă grijă de el, da? Haideți, care se îngrijește, se epilește, se deodorește. Și nu știu, mă, zic și așa, eu nu mă epilește, mă, și eu la sub braț, din cauza ta. Mamă, m-a dus și pe mine la epilat sub braț. Mamă, nu vreți să știți, nu vă duceți, băieți, nu vă duceți. Într-adevăr e bine că doar o dată pe lună, știi, suferi, nu stai cu vigul toată ziua, dar dureros, e dureros. Ce bine impact? Știu ce bine în pat. De asta am vrut să vin la tine. Cum să stai fără mine în acel pat frumos, minunat? Schimbate lingeria seară. Adelina, te iau de păr. Haide, bre, treceți acolo, să faci selecție. Gata, vă bateți pe el, hă? Câți ani are? Păi întreabă-l pe el, Antonella, că e aici, nu-i mort. Marius, câți ani ai? 30 și o leagă, cât poate să aibă, dar n-are 100 de ani. Vreo ce 30, vreo 30. Lia, cine? Ia, stai că am ieșit. Cred că caut iubire serios, a? Iubit, da, cred că cu el. 35 de are, o, săriți pe el, săriți pe el, că deja e la anii care trebuie să facă copii. Hai, mă, luați-l, mai fixează-l cu subire. Haideți, fetelor, săriți pe el aici. Dați urmăriri, vorbiți, vedeți, poate nu sunteți pe aceeași lungime toate. Da, luați. Așa se cunoaște omul acum, virtual, nu se mai cunoaște cu carte în parc. La... De unde e carte în parc? Nu mai este.
Așa așa mie mama aia, mamă, ia o carte în mână, citește, du-te în parc, stai pe bancă. Și să cunoști un om, nu? Să se bagi cu tine, ceva înseamnă, nu? Acum te vezi cineva cu cartea citind, îți dă cartea. Fuge, da, fuge de tine, bă, ce cu tine? Antonela, dar nu contează, vârsta, bre. Ce scurme. Nu contează, că păcat cam cât? 40. 40, pe ești acolo, de seamă cu el. Cu 5 ani mai mare, nici nu se vede aia. Călătorul, te pupă meamă și pe călătorul aici. Călătorul știe singur? Fetelor, stați calme. Este al meu deja. Cine? Și-a fixat sus. Dorișor, ferească Dumnezeu, Marius, ce ai făcut, adică, bătaie ai pe tine. Ai pus-o, Măriuțică, ai pus-o. Călătorul, dacă... Mama cu fiul, să ne lingi degetele de la picioare. Na, ce ți-am zis-o. Avem fetișuri cu degetele noi. Da, ne place să vedem cum ne sugi Marius, degetele. Marius, unde ești mâncați așa? A leșinat. Norișor, apără, că e al ei, bine face. Haide, Madelina, că nu știe Norișor acum cu cine vorbește el în privat. Gata, nu se știe. Rășica. Adevărat, unde știți voi cu cine vorbește el? O zic cu tine, o zic că vă împacă pe amândouă, că dar n-ai treabă. Dar nu mai era prieten de Marius, m-am mutat ieri. Noi suntem martori la cununie, adevărat. Merge, călătorul să ne spui aici dacă e singur, dacă ai pe cineva, dacă n-ai, că te fixăm rapid sus acolo. L-am întrebat și imediat. Deci nu cele astea mai trebuie să făcute, Alin. Faceți concurs Casa Dragomir, gata. Anca mai sunt bune, mai. Știi de ce? Acum alea sunt bune din copac, astea care s-au rupt acum, știi, bine? Asta nu mai apucă să... 40 de ani diferență. Doamne, bun, așa. Bine, foarte bine, mă. Ești mecheră, mă, vrei să te mint, Denisa. Foarte bine, Denisa, așa vezi. Ești păi da... brandul tău. Deci cât ai? Cât are amantul? 16, 17? Are 40 și are 80, care e problema? Nu, nu contează. În loc de casa Mireasa. Vă admir, Daniela, te pupăm. Ibaleta mi-ai trimis? S-au făcut nucile, da, s-au făcut. Și prunile au. Nu mai... Am pierdut o prună. Mamă, și era așa de frumoasă, rotundă. Galben de grasă. Trebuie și mie alta. Eu am 26, el are 65. A, am înțeles, Denisa, foarte bine, așa vezi. Da, înseamnă că te întreține. Noi, o întreține numai prin Dubai și el stă da, la servici. Da, bravo ei. Foarte bine, Denisa, foarte bine. Și tu cu soțul în vacanță, Marius, ai plecat, mâncați-aș. Marius a fugit să-mi bag cea, dar văzut atâtea femei, țufii, aoleu. Asta s-o lăsat mulțumim. De unde s-a stricat? Nu s-a stricat, era moale, nu? Era moale rău, prea moale. Aaaa, vezi că mai e și Adelina, Marius. Adelina scrie ceva cu ceva. Nu vorbești cu Nerișor, auzi? Haideți că până la urmă nu ne lăsăm, până nu vă mărităm, înfărăm pe toți. Adevărat. Și cu acte în regulă, chiar. Am glumit. Și când vă însurați, noi să fim domnișoare de onoare. Noi doi. Eu nu vreau să mă mărit, mai stau puțin așa. E, stai tu cu minte, încă n-a, încă n-a apărut bărbatul ăla care o să faci. Wow! Ăsta e al meu. Îl duc cu forță la preot. Nu știi că Adelina nu dă ea. Știi că nu se bagă Adelina de aia. Ha, așteaptă să... sistemul meu să vină bărbatul ăia. Păi foarte bine. E ca mine, Adelina. Ana Maria, bună dimineața, Iris. Adevărat, bărbații trebuie să... Naș, nu domnișoare de onoare. Bărbații de onoare. Trebuie să facă primul pas, nu femeile, vreți să vă mint? Că așa la ce bărbații? Unde scrie, mă? Muceritor. Nu, dar nu fac femeile acum, nu le fac ele pe toate, mă. Păi, ele fac curat, ele nu știu ce, ele nu știu cum. Ele sar la bărbați. Ea face și primul pas. Da. Eu până să te cunosc pe tine, toate femeile au făcut pras. Tu ai fost singura care te-ai ținut cu nasul pe sus. Dar, și tot tu te-ai băgat la mine în privat și m-ai întrebat ceva. Adevărat, Antonela. Tot ai fost prima care ai venit la mine. Vai, mă, dată ăsta, de ce zici? Eu te-am întrebat cum mi-a dat ăla, Brenu, că... Și te-ai din gură că te pișeai pitriot după mine. Când mă vedeai să mă rog dacă te mint, când mă vedeai dacă nu, îți fugeau ochii în lateral. Da. Deci așa îți plecau ochii. Nu puteai să te uiți la mine. Bine, tu? Trebuie să cucerească relația. Ea are ceva special, știi. E mai bună când bărbatul iubește mai mult. Păi da, Adelina, e normal. Păi ce rol mai are bărbatul dacă noi cucerim, noi...
Am le cucerim, dar după ce suntem băgate în seamă, nu așa. Adevărat, Iuba, persoana. Te rog frumos, ai onoarea. Nu beau. Asta trebuie iubire toată ziua, e pentru tensiune, te rog eu frumos. Nu mă enerva cu capul. Nu am tensiune, că uite, e frig afară. Iuba, nu te juni, hai de bun. Te rog eu, important. E bună, e băută. Ce mă poate să glumească cu omul că tot ce... Helen, te pupăm, Helen. Mare, bună. Nu, nu poate una, omul. Mari, bună ziua, Mari. Așa că, haideți, treceți la măritat aici. Să știți că dacă ne chemați la nuntă, venim cu mare drag dacă avem bani. Nu. Dacă ne plătiți totul, all inclusiv. Adelina, ai pe sau ne ducem și facem împrumut. Mergem la ăștia, la cum se numește, mă, iubire, la Provident. La Provident. Adelina, ai pe vechi, bre. Ha? Pe vechi, nu știu că Petrică zicea să mă caute, să-mi scrie. Cât să ne-am? Adelina... Să stea el pe acolo, până cauteza, ce-a zis. Da. Până îi scriu eu, păi și are dreptate femeia. Fata. Aelea, bună dimineața din Londra, te pupăm de la Buzău. Mi-ai dat-o și nu mi-ai dat-o. Ce s-a lipit de unghie, nu, nici măcar unghia nu voia să mi-o dea. Care unghie, că n-am așa unghie. Cornut. Să mă rog, dacă n-aveai apă în gură, mi l-ai dat. Așa-i? Nu mai mănâncă. Haide, bre, ia. Haide, mă, ia acolo și mâncă. Nu, dai, am mâncat prune, vreau speclă. Uite, Adelina, ne vrea și fără bani, Cătălina bună. Monicuța! Dar îmi dai ca la mea. Asta e a noastră, nu? Monicuța? Nu e Monica noastră? A, ba da. Moni. Mona. Monica. Moni, te-am văzut. Marga bună. Da, ia-i. Ia-i, bre. S-a spus cineva numele ei. Nu, bre, ia-i. Ia-i? Lenuța, bună ziua, te pupăm și noi, Lenuța. Ia. Te pupă, Monica, așa, că nu știam dacă ești tu, că apărea doar unii acolo. Știam, trebuia să apară Iuba, știi, lângă. Te pupă, Monica, bună dimineața, ce faci, Monica, cum ești? Ce faci, Monica? Andreea, te pupăm. Sunteți amanți, da? Este nevasta vecinului meu și mai vine și pe la mine și să-mi curețe nuci. Înțelegeți? O pun la treabă. Norișor și MRS s-au pierdut. Opa! Da, mă, cineva lipsește de aici din chat. Man. Norișor, unde ești? MRS? Ce faceți? Fac copiii ăștia direct. Deja? Aveți grijă. Pastila de a doua zi este cea mai importantă. Să nu umblați fără ea în buzunar. Da? Chiar m-au dispărut, are dreptate Adelina. Vezi, Adelina a rămas aici? Adevărat. Da, mă, Adelina. La muncă, cu drag și spor. Te pupă, Monica. Bă, da. Mă angajează și tu pe altul. Stai și tu acasă. Adelina, așteaptă. Ia faci ca mine. Iubiți prieteni. La muncă, amani iar, și soți. Relația perfectă. De toate suntem noi. N-ai văzut. S-a furat mireasa. Gata, bă, s-a luat. De nu muncești, Monica, ești duminica. Mă, casă-și. Bă, Monica, e duminica astăzi. Da, mă, am și uitat și eu, da. Vezi? Da, acasă, Monica. Azi, pune-te pat. Uite, la noi plouă, dormi și tu. A dispărut. Adevărat au dispărut, e doar la basket pe ăștia de noi. Bună dimineața, Ioana, bună dimineața, Nico, bună dimineața, te pupăm și noi, Nico. Eu observ orice, adevărat. Uite, bă, n-ai intrat mai devreme, mă, Monica, mă, că-ți făceam și ție cunoștință cu mârs. Uite că a apărut Norișor. Norișor, unde ai fost? Că ai rămas gravidă. Ai fost cu mârs deja, să mă rog dacă nu, ai dispărut. Pastila de a doua zi, Norișor. 40 de secunde ai dispărut, exact cât trebuie. Ne-a strigat cineva, da, v-a strigat cineva, v-ați violat degetele pe... Pastila de a doua zi este cea mai importantă. Adevărat, au plecat doi, s-au întors trei. Gata. Vreau și eu cu MRS. Și dă-i urmărire, vorbiți voi. Păi stai și MRS, unde ești? Genuaș. Vrea, dar nu se poate, astăzi va până la... Vă pun de seară la 1, Monica... la 12. Gata, este oficial al meu. El știe, Norișor? Ce ani aveți? 80 împreună. Norișor, el știe? Ina, bună ziua! Mă, Monica, l-ai pierdut pe MRS, bărbat. Pac, aranjat, elegant. Ce să fac? Lasă-l, dacă mai intrai, țară. Haideți, mă, azi, băieți, hai, mă, băieți, care mai sunteți singuri pe aici? Hai, că mai avem pe Monica, mai avem pe Adelina, pe Norișor, gata, am pierdut-o. Haideți, vreți... Băieți, Norișor, ce Gheorghe ți-am dat? Ina, bună ziua! Fii sigură că se vede. Gata, este oficial al meu.
Fetelor, ștergeți-vă de la MRS. Pac! Da, da, el știe, cred. Păi fii atent aici. Fă în așa fel să-și dea seama bine. Și bagă în cap. Noi suntem din aceeași generație. Noi târziu am aflat despre mine. Are deja poză cu buletinul lui, auzi. Mâine îl duce acasă. Gata, Doamne ajută, Valentin. Valentin, tu ce faci? E singur, nu e singur. Ia zi, Valentin, că acuși Valentin, te nenorocim și pe tine pe aici. Sunt foarte... Am dat ieri cu semnătura că rămân single până mor. Stai cu minte, Monica. Stai cu minte, că așa am zis și noi. Până hop, ți-o apărut această una. Are și bebe, Valentin, lasă să trăiască. Am și bebe, să-și dea Dumnezeu sănătate și ție și lui și la toată familia ta, Valentin. Da, adevărat, Cristina, nu eram proști. Era ca acum tehnologie și atâtea. Hai, mă, o gură, te rog eu frumos, leșin. Mulțumim. Dacă nu beau gură, leșin. Leșinul ăsta al meu? Iubire. Nu beau gură, leșin. Hai. Uite-ți și la fața ta. Vreau și un bărbat simplu și bun. Mihaela, te pupăm! Mihaela, te pupăm! Antonella, l-o și luat pe mărâsă. Simona... Haideți, mă, haideți! Haideți și la Antonella. Și Monica e aproximativ de o seamă cu tine. Un bărbat bun și simplu. Și tot de mulți ani singură și tot așa. Te pupăm, Mihaela. Ce faci, Mihaela? Te pupăm. Haide. Dacă e bun, tu știi cum mă simt. E prea mică gura. De ce? Lați, lați se scrie lui, liniuță, ați. Îmbrăcat, nu înîmbrăcat, în fetiță, vă era drag. Nu l-am Lilion să am înîmbrăcat eu, că el nu-i handicapat, este... înîmbrăc eu. Huta, mini! De gătit, este ca să real, nu mă urmăresc pe ouă. Bărbații adevărat că... gătesc. Da, aici scrie, bărbații adevărat gătesc. Nu-i da? Pentru mine ăla. Tu dacă nu folosești așa ceva, noi folosim, să știi, înțelegi tu. Și asta l-am pus ca să nu murdăresc ouăle, pentru că eu am două ouă mari, unde frumoase și nu vreau să le zdrobesc cu ulei. Mă înțeleg? Așa. Și una la mână, a doua la mână, după ce termin de făcut mâncarea, pun mâinile aici, auzi ce bine. Și merg așa. Ai înțeles? Oi! Este un de gătit. Un cearșaf de gătit. Am ceva făcut. Cum a luat norișor? Mărâsă, așa, așa e cedat, bă, așa repede din atâtea peșe. Uite, Monica, ia uite-te. Uite, ia uite-te aici la mărâsă. Violește-i puțin profilul, dar l-a furat. Te îndrăgostești pe loc? Scutul din față. Vă ador și vă iubesc de numai. Te pupăm, Marian, Georgiana. A doua șansă, nebunești, Nicoleta. Un program la școală. Păi dacă înîmbrăcat... Și Lați a zis, Lali, nu te Lați, ții, mă. Lați, de la Lăței, ce e acolo? Nu Lați. Mai fac față, faci tu spate. Marius, nu mai faci Vezi, față. Cine te-a pus să intri aici? Bă, mai era un băiat aici. Unde-o fugit? Știi, mai era tot unul așa? Nu mai știu. Iubire? Loredana, bună. Tot așa, mai era un băiat aici. Loredana, bună ziua. MRS. Mulțumim, Marius, era frică că rămâine... îți era frică. Ce să mai... Gata, ești al unorișor, nu ne mai băgăm. Norișor, că după aia, nu de asta, dar ne blochează și pe noi, norișor. E grele cu limba română. E grele, mă, e grele. Bă, dar nu spune nimeni, bă, limba română chiar e grea. Înțelegi? Bă, mai greșești. Nu spune nimeni că nu greșești. Dacă când vii aici și vrei să te afișezi, să ne arăți tu cine ești și ai dat-o... Mai dai și cu hate, adică după ce că semnalizezi că ești agramat, mai dai o dispăru un norișor, gata, iar o plec. Și mă râs unde. Faci copii. Lenuța, bună ziua. Trebuie să-mi iau de la neapărat. E frumoasă norișor? Păi de ce, Oana, vrei să o iei tu? Lenuța bună, Lenuța bună. E frumoasă, e frumoasă, uite, eu sunt aici, te înșală, mă râsă. Deci te înșală cu, cu altul. Cică, Aline, mănânc o oferte cu ardei copți. Doamne ajută, poftă bună. Este, da. Dar și Adelina este, mă râsă. Da. Și Monica. Și Monica, noi avem și Monica. Numai fete una și una avem aici. Sigur, dacă e măritat sau nu, nu pot să o recomand. Da, că știu și pe ea cum arată și tot din București. Nu știu dacă este măritată, Cristina. Sau dacă are pe cineva. Da, aflăm noi. Cât de curând. Lipim unul aici și odată îl vedem cu el. Bine, și atât ne dăm seama. Avem aici și măritate, dar eu zic de astea care le știm. Mai puțin. Moni, micuța, mulțumim.
Pufă. Eu la mine, ah. Început tu. Era la mine. Sunt luată. A, gata. Nu ne băgăm, gata. Cristina Dima e luată. Puneți puncte, puncte, puncte. Monicuța, Mari, Monicuța. Bună din Serbia, te pupăm și noi de la Buzeu. Dai o glumă de la acest direct. De ce l-ați îmbrăcat în fetiță? Nu știu, nu știu, dacă ne uităm la televizor. Păi de plictisală. Livule, ești însurat? Lasă, mă cheamă datoria, te pupăm, Monica, să ai o zi frumoasă. Și spor la treabă, spor la treabă, spor la treabă. Bună dimineața, Bianca Antonia, mamă, de când nu te-am mai văzut din 10 miliarde de ani. Bianca mai e măritat, nu e măritat, eu nu mai știu. Bianca Antonia, nu mai știu, dar mă răsii luat, nu mai, gata. Te pupăm, Monica, te pupăm. Alina, mulțumim, ce cafă? Care Alina? Adina. Ha? Adina, nu e cafă, îi... Bianca, te pupăm. Sfeclă, e suc de sfeclă roșie, morcov și măr verde. Flori, te pupăm și noi. E femeie în vârstă, profesor. Ce să faci? Uite, mai stăm puțin de vorbă aici cu voi, Caterinca, Cană, Terinca. Ah, cred că știu, dar e de mult. Și după aia cred că ne băgăm și noi în pata. Andreea, Boda, prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bianca, mulțumim de cadouri. De ce l-ați îmbrăcat în fetiță? Că mi-a fost drag. Cred că știu, e de mult asta. Camelea, da? Bună ziua. Marcela, bună ziua. Am făcut o intervenție, brânză, ceapă. O invenție. A, o invenție, n-am. Brânză, ceapă, oțet, ardei, cop și o fiert. Este belea, încearcă. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim, bă, n-am ochelari la mine și... nici nu-mi place, nu știu de ce ochelari ăștia. Nu-mi plac deloc, nu-mi plac. Nu-mi place ochelari. Nu-mi plac. Am fost la Sfânta Paraschiva, primii care mi-am făcut, bă, mi-au plăcut. Și noaptea când dormeam, îi țineam, au! Și am fost la Sfânta Paraschiva și mi-au furat din buzunar, fraților, au crezut că e telefon. Dar nu știu de ce i-am dat jos. Că era iarnă, s-a aburit să-mi dai. Ah, da, era iarnă și s-au aburit și i-am luat și am băgat în buzunar. Și vreau să spun că mi-au furat din buzunar. Mi-au furat ochelarii. Margot, neața. Și i-am făcut pe ăștia și ăștia, nu știu, cred că nu mi-au nimerit, că mă doare și capul de la ei. Și nu-mi plac, efectiv nu-mi plac, trebuie să-mi fac altceva. Nu te doare capul, când ți pui la ochi zici că vezi diferență, adică se vede diferența clar. Păi da, dar poate nu-i și la ălalalt ochi la fel, că ălalalt mi-a făcut cu minus 50, aici ăsta mi-a făcut 25 cu 25 și aici era minus... fost doctor de la Iași. 0 minus 25, aici era 0 minus 50, aici era 0 minus 25, înțelegi? Și ăsta mi l-a făcut minus 25 cu minus 25, adică le-a făcut egale. Ce să-ți fac așa? Așa e socrul lui, în fine. Avem și la programare. Am intrat la voi pe live, sunt supărată, nu știu ce să mai fac cu ăsta bătrân al meu. Cine? Cine vorbește? Onuța, Ioana, Camelia. Bătrân, adică ce are? Ce are? E bunicul, tata, tatăl tău, cine? Taică-miu. E bolnav, are Alzheimer? E rău, bea? Pare că o să înceapă ploaia. Deja s-a onorat. Doamne ajută, Nicoleta, mai vă rocoriți și voi. E bolnav? Ioana? Unde-i, mă, Ioana? Că Ioana. Ioana Camelia. Bă, până nu zici tu ceva să mă rog dacă te mint, dacă nu, nu te simte bine tu. Tu vine tu aici și stai jos aici lângă mine. Eu vorbește ungurește acum. Ai grijește că mă, și nu mă enervește, că astăzi am tensiunește bune, știi. Ai grijește. La Galați de dimineață tot plouă. Foarte bine și la noi la fel. Nicol, bună dimineața, Nicol. A chemat salvarea de 3 ori. Nu au ce să-i facă. Am înțeles. Ne pare rău, Ana. Trebuie să-l bag la un azil, dar e bolnav. Păi dacă nu mai are ce să-l fac, ce să-i fac, are demență. Are demență. Și e rău. Și mamaia are demență, dar mamaia, adică e calmă, n-are nicio treabă mamaia. Adică chiar e cu minte și am văzut și noi, ne-am uitat pe YouTube și pe astea, am văzut, sunt unii bolnavi cu Alzheimer foarte răi, adică extrem de răi. Dacă e rău, urlă, face urât, atunci adul. Dar o să ți-l omoare rapid, că ăia știi ce fac, îl sedează. Îl sedează și îl ține sedat, adică în 2 luni de zile îl îngropi.
S-are apucat de fumat, da, din Marte, Alina, s-are apucat. Țipă, da, atunci n-ai ce să faci. Și ce să fac? Să mor eu? Da, știu ce zici. Nu, du-l atunci, du-l și asta este, n-ai ce să faci. Știe Dumnezeu. Dumnezeu vede. Și răi, adică cu, dacă e pe picioarele lui și merge, trebuie să ai și grijă, poate să ia cuțitul să-l bate în tine, gen. Intrați la ultimul meu video, îmi mulțumiți mai târziu. Rebecca, sper să nu fie altceva, ia stai așa un pic, Rebecca, ia violează un pic, no, Rebecca, telefon. Profilul. Andre, mare, cine știe, cod de la Shane? Ah, de la Shane, de la astea. Cine știe ce are? Să-i faci ceva calmant, oare are efect? De grabă nu vrea, apoi mă acuză că l-am omorât. Sau dau foc la ceva adevărat. Oana, părerea mea, dacă e recalcitrant și e rău, ai înțeles, n-ai ce să-i faci. Trebuie să-l duci. Înțelegi, la noi mama e cu minte. Adică unde o pui acolo, stă, nu zice nimic, nu cere nimic. Trebuie tu să-i dai. Mama e, ia și bea apă. Trebuie să stai lângă ea, îi spui, mama e, bea, ia, bea. Dacă ai apucat, de exemplu, dacă îi pui cana așa în față, nu bea, trebuie să-i spui, mama e, bea apă. Dacă a apucat să o ducă la gură, o bea toată, nu mai are treabă. O bea. Cu mâncarea la fel. Trebuie să stai să-i spui, mama e, ia și mănâncă. Mama e, ce? Și ea spune, ce? Unde? Uite aici, îi pun lingura în mână și îi dau prima lingură eu, cu mâna ei. Iubire, știi? Violetă, și după aceea mănâncă singură tot. Uite aceea, una și mâna pe care o fel încet. Ți-am băgat moște în casă, am deschis plasă. Da, nimic. Mă mir, e prima dată când mă cer și că... Când te-am certat, nu mai zice. Și era una aceea, dar a fugit. Eu le prind, imediat le prind. Era una aceea, dar a fugit. Eu zic că... Lasă cu tine, încoace. Când vine încoace. Bă, părerea mea, nu știu, iubire, tu ce spui? E rău de calcitrant, ai căsu. Și are demență. Sunt așa, trebuie să duci, pula. Trebuie să-l duci, când ai încotro. Dacă nu o iei tu, razna, te nebunești tu. Așa este, noroc, ăsta băiatul meu cel mare în casă și îl observă. Apă, ăsta e noroc. Ai noroc că ești cu băiatul. Da, când pleacă băiatul la servici sau să pleacă el, ce face? Dar a îmbunit toată casa, ce dăm tot psihic. Duceți-l, fraților, atunci nu mai stați. Dacă aveți bani, asta este. Dumnezeu vă înțelege. N-aveți ce să faceți. Liliana, bună ziua! Gavrilana, bună ziua, că aveți și voi viața voastră. Înțelegeți? O știți pe Cami, aia cu dinții mari de pe la TikTok, frate, aseară eram pe live unei tipe. Ia, citește, zi sau și eu. Funebre. Și mai departe. Are pensia mare. A, pe atunci, Ioana, mai vă duceți din când în când la el, dacă vreți, fiți atenți aici. Știți, de exemplu, de două ori pe lună vă duceți la el. Oricum nu mai vă cunoaște, nu mai știe cine sunteți, oricum nu mai știe nimic. Să duci cu Pampers, și oricum cred că trebuie să vă duceți lunar cu Pampers și tratamentul trebuie să-l duceți lunar. Brenda, bună ziua, că așa ne-a cerut nou. A dispărut norișor, nu mai știu nimic de ea. S-a dus cu mârâsă amândoi, acum au rămas graviți online. Păi nu am altă soluție. Asta este, Oana. Și aveți și voi viața voastră, înțelegi? Ai și tu, familia, băiatul tău. Are și el viața lui și tot așa, n-ai ce să faci. Face la WC, nu face pe el, încă e bine, că așa a fost și mamaia în 2019, să ducea singură la toaletă, doar pipi să mai scăpa pe atâta tot. Da, MRS a plecat. MRS, da, MRS și Norișor, amândoi. Ana Maria, te pupăm, Vărica, te pupăm, ce faceți? Ce faci, ce faci? Cum ești? Bine? Ce faci, Uba? Te ajut? Cu ceea ce am făcut acolo. De ce mi-ai spus că-l punea? Nu-l udă ploaia? Nu-l udă, că e cu minte, e ploaie cu minte din asta. Nu. Ana Maria, te pupă, mulțumim de îmbrățișări. Păi n-am vrea de ce să facă. A, eu sunt aici, ea a dispărut. Muncește, mărăsă. Ea așa face. Muncește, am impresia că muncește la birou. Iată. Muncește la birou, Norișor. Duminica muncește la birou? Da, parcă și duminica muncește, nu mai. A, nu mă, e în vacanță. A, e în vacanță acum, mă. A, stai mă că i-a venit cocktailul, stă pe plajă, a, n-are timp. Ai spus mai morcov, pe jos bucația scurtă. Păi, bine, unde vezi tu morcov? Ai, ești de caltroană din aia. Ce se numește? De taltroană. Bă, dar unde e o muscă, că-mi bag până în ele, iubire? Caut-o că o vei găsi. Te pupăm, Ana, Ana. Da, suntem bine, te pupăm, Ana Maria. Lupon X, bună ziua, te pupăm.
De ce nu vă puneți sârme de rufe în balcon? Simona, alea ne mai lipsau, că în rest le avem pe toate aici. Încă asta a fost... Avem afară. Ceva. Nu pentru... Avem afară sârme. Asta e ca o cameră. Avem afară sârme, dar plouă. Am în spate birou, calculator. Este mai ușor. Lilia Damian, bună dimineața! Mișcă-te original, mișcă-te la stânga, mișcă-te la dreapta, mișcă-te în față să vadă fata. Vreți să vă trimit și vouă? Nicoleta ce? Că n-am fost pe fază. Stai așa un pic, Nicoleta, să mă uit mai sus. Mulțumim, Thomas, mulțumim de inimioară, te pupăm. Da, Oana, Ioana. Alin, te-a mușcat Albina decât... Hai de capul meu. M-a supt Albina, nu m-am mâncat. Nu vei teamă că vei avea cineva rupele de... Nu. Nu, Cristina Dima, că avem cheie la portiță și o închidem și să sară gardul ăsta, se înceapă, că sunt numai sârme din alea în sus. Când o să taie primăria gardul, atunci o să le întindem pe aici. Săraca Albina, a murit. Dacă noișor ar fi mărâsă, să înceapă să caute alta. Bună idee! Mărâsă, fii atent aici, că norișor. Dar numai mă, că ai luat oficial. E, oficial. De unde tot oficial? O să fac un oficial. Ce are? Deci nu vă muscă aia fătă în gură să o fac. Ce-o zis? Stai așa puțin să vedem ce-o zis aici. Stresată de muscă. Se fură rufe. Da, nu, se fură. Se fură. Aici avem o vecină care le pune aici afară. Aici n-au gărdulezi. Care? Și ce cade? Vai, ai grijă că cade. Că cade? Au, cade. Ai grijă că cade. Dar se fură, se fură. Haine se fură, se fură. Da. Suzi, bună dimineața. Eram niște chirii. Să credeți voi, uite aici pe norișor, ai fugit. Ți-a venit băutura, ai așteptat, încă ești în vacanță acum. Pe ce plajă? De pe ce plajă vorbești cu noi, norișor? A? Palma de Dubai sau? Chiloți, fură ăștia orice. Românul. Hai, după aia se duce și îl dă pe o ștampă. Știi? Acum a fugit MRS. Are clienți. Ce are? Clienți. MRS? A, da. Clienți. N-are ce să facă. Asta. Are clienți, da. Are. Cum a avut și norișor client și a venit acum și tot așa. Îi trimit în privat Dianei. Ce? A rămas și o mască atunci când l-am primit. A, ok. Da. Sunt în Abu Dhabi. Unde vine asta? Da, Budapest. Taci, mă, din gură. Ești în zona mai centrală sau în zona, am ca să știm Dubai. Și noi? Dubai. Neața. Îi mare acolo la voi? Dubai, Dubai. Emiratele Arabe, uite, ești toată lumea. Bună dimineața, Ninet, bună dimineața. Uite, uite, jos. Deci nu mă mișc. Am jos pe mașina de spălat în colț. O vezi? Lasă-o se pună. Vin un coace. Îți dau ăla? Nu. Dă, nu. Da. Se pune pe tine. La cotez. Bă, asta nu stă deloc în cața. Adela, mulțumim. Dă-mi picior. Elena, bună. Eu uzi, i-ai dat mut lui sex. Cine? Lui sex, Cori. Eu? Nu știu ce a zis, nu tu vrea. 50 de grade la voi acolo, de cap nu mai vreau soare. Adelina, mulțumim frumos. Bebe, unde e Adelina? Gata, las că mă uit, n-am telefon la mine. Atunci mi-ai telefon. Bă, și toate mațile. Oh. Toate mațile au ieșit din ea. Uite acolo, dacă vrei să ștergi mațile de pe jos. Vrei să ștergi. Vreau și o prăjitură. A, zici muia, am înțeles. Eu vreau înghesat am. Nu, că și ieri am să-mi iau prăjituri și am uitat. Aseară m-am trezit tot așa, că nu vreau să mănânc prăjituri și... N-aveam. La cine ai fost eu, ce vrei? Nu, la... Nicoleta mi-a trimis pe fel. A, Nicoleta a ce vrei și tu? A, oh, Alino, n-ai fost aceea. Nu s-a trimis nimic, Nicoleta.
Păi, dar nu, ombre, trebuie să te uiți în spam. A, pe Messenger, nu? Mielene, s-o pobor la magazin. Până nu te uiți tu în cavaș, dar nu, că noi vrem din oraș. Am vrut să fac ceva, dar... Ce, Alina, ce? A, mâncare? Nici are ah, asta făcea pe live ieri, aseară. Care live? Nicoleta. Pe TikTok, tu n-ai auzit? Pe TikTok? A, nu știi pe asta, mă, cu dinții. A, o știm pe asta, mă. Cami, cum să și nu? Ce făcea, mă, ea? Michel, te pupă în fină. Ferească Dumnezeu, bă, o nebunit lumea, bă. Și bine, își dai seama că eu șterg contul, știi, nu? Da, mă, Cami, i-a șters contul, dar bă, nu e ăsta, nu-i TikTok, aia Aline. Cu dinții. Ăsta nu-i TikTok la cum scrie aici, e altceva. Nu-i de pe TikTok ăla? De ce? Se masturba, mădă, ce să facă? Să vedem și noi, se masturba, nu, nu pe TikTok. Nu putem pe TikTok. Pe Bigo. Mă, pe Bigo, ia auzi. A, o știți mă pe Camia aici cu copiii. O știți, bre, sunteți nebuni. Care era ea cu, cum îl cheamă, mă, pe ăla, care era moartă după ăla, mă. Cristi, nu mai știu cum, iubire. E, am uitat. Eu ce mi-ai trimis la pachet. Mi-ai trimis mâncați așa. Deci îți dai seama ce face asta pe... Și a lăsat copiii aici, a luat bărbatul copiii. Aia se masturba pe... Cristi Mega, o, bravo! Știu, Cristi Mega, așa mă, era ea nebunită. Ferească Dumnezeu, frate. Nu, n-am văzut niciodată, am văzut și eu acum, mâncați așa curtă. Deci, dar nu, dar să de știa era ce de așteptat, face. Mă, că a plecat în Italia pe prostituție. Era de așteptat, doar nu a plecat pe... O panoramă, da, adevărat, o panoramă. Pupați așa tâlpile tale. Eu te numai chis, dar lui aia nu am vrut eu să o văd acum. Da. Doamne, ce mai auzim. Babi, unde ești? A fugit? Are clienți, Norișor. Are clienți. E în călduri, fata. Vai și amat de cap. E că e pierdută rău. Ferească Dumnezeu, ne ferească Dumnezeu pe toți. N-are discernământ, fata aia. Ferească Dumnezeu. Mărăsă, unde ești? Că te caută, Norișor. Norișor al tău te caută. Sunt aici. Ia uite, mă, Norișor, că n-a plecat. A, doar pentru tine aici. Nu, nu ne mai răspunde. Adevărat. Da. Cum te strigă, Norișor? Pac! Cum ai venit? Ia uite, te-o fixat sus. I-am pierdut pe ăștia, mă, iubire. Gata. Doamne ajută, mărăsă. Mărăsă, faci cinste. Mărăsă, dar zi-mi de ce nu mai ai la prieteni pe te Facebook, că tot n-am prins-o. Te-am șters eu, mai șters tu? Trădător, mic. Doar din ce eu am visat aseară. Ce? Că mă mușca vampiră, du-te, Doamne, atunci, e sărătoasă. Gata. Nu am plecat, sunt aici, Bibi. Mamă, Bibi. Baby, mă. Bibi, mă. E, B, B, Y. Bibi. Ferească-vă, Dumnezeu. Baby, spune frate, frate. Da, mă, iubire, am văzut. Dar era de așteptat, nu? Era de așteptat ce îi, despre ce vor. Cine o lua pe ea să o angajeze acolo? Ce să lucreze acolo? Ia, e prescurtat, Alin, știu, mă glumesc. Și ce mă arăți, mă, mâncați așa? O scobitură cu vai și amar de capul ei. Îți dai seama câți bani facă ea care e acolo pe spatele ei? Da, acolo... dar ia uite, i-a donat dă... 500 de astea sau ce? Da, pe Bigo cred că așa trebuie să faci, nu? Nu știu, bine. Îți dai seama ce rețele, n-a trebuit să... Fii atent, avea 500 de oameni avea. Vezi? 500. Da, știi că Bigo nu a fost creat pentru așa ceva. Și după aia a devenit. Ca și TikTok-ul. O să vedeți TikTok-ul în viitor, o să fie la fel ca Bigo. O să fie din astea care se masturbează pe aici. Doar de net, gen. Mă, dar să Bigo nu a fost făcut pentru a te masturba. Tot un fel de TikTok a fost și da. Bigo, nu? Și după aceea... O știți pe Moldoveanca, pe normal, că o știm după Facebook. Măi, Mariu, să-mi răspund și mie, mai șters tu sau eu după Facebook? Că nu mai știu, ăsta e întregosti, gata, nu mai nu vezi că vorbesc aici, între voi, Norișor, sigur. Între ei, nici nu mă mai bag în seamă ăștia, sunt mă răsă, ok, stăm aici, după mergem pe WhatsApp, sigur. Așa, au făcut schimb de numere. Haca, fii atent aici. Și aia face Only, pe bune? Serios? Moldovean ca actul meu, păi măritată. A, nu știi ce face aia, că am zis că facem și noi cont de Only. Le ia doar bani și face aia, stă de vorbă cu ea acolo. Sia. Înțelegi? Jur. Da, dar ce, te-ați abonat vreunul să vedeți ce face? Nu. Îi face așa, curioșii sunt curioși, plătesc și după aceea rămân cu banii dați. Și cu... Am zis că o să ne facem și noi cont de Only. E un cont. Las că o să salut, ne facem Gil. Și noi. Gil, salutare! Ia a zis în live. A, aia zice de toate.
Da, Marius. După ce te-ai reușit, mai de mult erai, că vedeam eu. Da. Marian, bună ziua. Dar nu mai știu ce s-a întâmplat, că te aveam de 100 de ani. Și noi am zis că ne facem cont de OnlyFans și am zis că tot numai curioși ăștia, știi, și puneam 100 de lei. A rămas așa. Cine vrea să aboneze, 100 de lei punea. Și să vă rog, când se abonau acolo și ne vedeau că facem acolo. A doua oară n-avea un control. Îți dați, intra odată și luna aia nu mai intra. O, săraca. Uite-te. S-a dezbrăcat. Gata, Marius. Îi face în ciudă la unul. Ia uite-te. Sărac. Ah, da, Dumnezeu să ierte. Ce să faci, îmi pare rău. N-ai ce să faci, măi, nu te pui. Ți-am dat și o urmărire... Cine? Adelina. Păi nu ai putut, trebuia să-i scrii privat. Scrie-mi privat, Adelina, că scrie, să te auzi. Scrie pe Messenger, scrie. Dumitru, scrie Maria, bună ziua, mulțumim la fel. De unde ți-ai cumpărat rochia roz? Așa, bre. Asta? I-a luat-o mama mea de la mare. Da, nu? Nu, mi-am luat o singură cu banii lui cumnată mea și soacră mi-a zis, las că plătesc eu, dar erau banii lui cumnată mea. Nu e adevărat, erau banii lui mami. Hai, păi știu, erai la masă. Păi de ce te bagi unde nu-ți fierbă ăla? Păi știu că n-ați plecat să vă cumpărați rochițe. Păi și când i-a dat Simona 10 milioane? Păi i-a dat, ăsta ei. Și mami din bunătatea ei, din... Nu, eu am vrut să-mi cumpăr ochii și a zis, las că plătesc eu. Tu te-ai dus fără bani, că eu nu ți-am dat niciun ban. Ba da, aveam bani, cum să n-am. Eu chiar sunt amărât, așa, mă? Nu fără păr, nu fără părul, greu. Mersi, Ade. Toate la mama, adevărat, Cristina vrea să mă bage în depresie asta. Îmi place bătaia. Mă, munca mea. A uitat că doare. Toată ziua se gândește la o sună de 3 ori, 4 ori pe zi. Stau toată ziua de vorbă, capul calendar îmi fac așa. De asta intru pe live ca să mai scap de mami. Că toată ziua stau de vorbă. Doamne ferește. Nu e Doamne ferește, Cori. E ferește, Doamne. Tu... Uite-te la mine, că dacă nu te uitești la mine, să mă rog, dacă nu, bătut, dar la tine ca la oți de cai. Adipiatra! Ai înțeles? Adelina, de unde îți place ție? Gata, venim acolo. Mam, dar e securizat ăsta maxim. Păi doar prietenii poate să vadă, măi, bre, cum e și la noi. Noi la fel avem. Uite ce frumoasă e, vezi? Gata, Adelina, lasă că-ți găsim noi un tai cu minte. Tai aici! Trebuie să ies, vă pup, o zi minunată să aveți. Ana, Ioana, te pupăm, mulțumim la fel. O zi frumoasă să ai și tu și o săptămână reușită. Cu rochile tata, cu chiloții de la Gubelă, de la Pubelă. Da. Aveți și cazare gratis la ea, gata, când mergem acolo la Piatra, gata. Păi nu am știut, mă, în 2021, când a venit noi. Norișor, bă, da, prostii, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim de inimioară. Ce-a ținut minte cu chiloții de la tata, de la Pubelă, ai auzit? Da, tatăl meu să-i dea Dumnezeu sănătate, să gândește la nevasta mea. De fiecare dată când mai găsește câte o preche de chiloți, o preche de papuci, îi pune roșca ta, bună dimineața, te pupăm, norișor, mulțumim de nimeni. Ce pune la fancuri? Am zis să facem pachelul cumnată mai din Elveția să-i punem, niște chiloți, niște papuci, mai știi? Nu erau folosiți decât odată, de două ori. Și erau din piele, fiți atenți aici papuci, numai din piele erau. Și jucării, săracu, nu mai zice. Bine, roșcată, tu ce faci? De ce ești? Nu, roșcată e din București, Marius din București, ăștia nu se cunosc. Mărăsâi roșcată, vă cunoaște. Lasă-te cu Norișor acum. Ce faceți, dragilor? Norișor a fost iute, a scris acolo, e al meu. E luat, e... Și am fixat și comentarii sus acolo, în Dublin te-a, ai pus-o mărăsâi, pleci la Dubai, mărăsâi. Cum adică era pentru tine? Inimioara era pentru el, n-a mă. Pentru el a fost... Nu pentru noi? Și ce ai făcut? Trădătoare. Mamă, așa trădătoare de neam popor. Și a găsit jumătatea și n-a așa. Și la revedere, gata. Aoleu. Ai pus-o mărăsă, te-ai însurat. De acum, banii tăi sunt banii voștri, banii ei sunt banii ei. Iar sfeclă, da, Bianca sfeclă. Măr și morcov, foarte bună, să știți. Pentru tine, Norișor. N-am. Numai inimioare vedem în chat-ul ăsta acum. Am de la puli ce aveam înainte și ouă să mor eu și căcăți. Acum numai inimioare, numai... Frumos, înțelegi? Frumos. Hai, poate să mai mă lipsești și altul. Hai, Doamne, ajută să fie într-un ceas bun, hai. Să vă dea Dumnezeu sănătate.
Când ne chemați la nuntă să ne spuneți să plecăm și noi de acasă? N-avem bani să ajungem în Dubai, vă dați seama. Doar dacă trimiteți un avion de acolo după noi sau un belișcopter, că na, cine-i în Dubai, îți dai seama. Văleu, m-am băut și eu suc din ăla vreo câteva luni și bun, Deni, nu mai spune, foarte bun. Dragostea plutește în aer, o simțim, este divină, le-a ieșit din corp și acum s-au lipit. Înțelegi? Ca la yoga. Pac, stai frumos. Îți eliberezi corpul. Cadoul nostru de nuntă este, Alina, ce să zic, ai fost încet, uite, norișor, s-a mișcat, bre. A, poți mâna pe mărâsă la vid, pe mărâsă vrea să-l dau, Alina, dar nu. Eram vecini aici. Dă pe el, doar uite-te așa. Te aduceam de la București la etajul 2 aici. Mă, auzi, eu te ador, iau ce nebun mâncați așa. Auzi, bun, da, mă. Norișor, cadoul meu de nuntă pentru tine este niște șuncă. Nu, da, mă, că pe mine. Dar cine a zis că facem o nuntă în Dubai? A, e, așa, da. Dacă veniți aici la București, mai zice și noi. M-am trezit târziu. Păi nu știi că așa se întâmplă? Da. Ce să faci, mă? Ce să faci? Dacă n-ai fost aici, dădeam buze repede azi. Știți? Da, că ieri era Mariu și noi strigam după Neorișor și nu era nimeni. Și a... Dar nici Adelina nu a fost ieri. Nimeni, nici Alina, nimeni. Nimeni, nici tu n-ai fost. Că uitam și noi. Se senzoare, se pare că astăzi, gata. La mustrarea rapid, dar rapid am scăpat de mărâs. Și de norișor. Adevărat. Adelina, bă, da proții, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Lasă-mă, Adelina, pe tine. Ce ți dau pe vărul meu? Dar trebuie să-i dai, dar trebuie să-i dai urmărire, nu, mă, Adelina. Nu, să nu-i dai. Petru Dragomir pe Facebook. Nu-i, intre, mă. Dă-i, dă-i, mă. Nu, fată, nu. Nu vreau. Ia-ți nu. Inima în mână. Nu. Și dă-i, mă, urmările, nu. Lui vărul meu. Tu ascultă de mine. Nu. Ne facem neamuri. Și mai și. Nu. Nu. Azi toate pe el. Bă, Văruț, ești pe aici, am? Văruț? De ce? Hai să-i fac cunoștință cu Alina. Și știu că mor mâine. Bravo! Are atitudine, dar ce pula mea. Hai, mă, Adelina, mă. Dă-i, mă, urmări, mă. Petru, dragul meu, l-ai văzut? Nu. E frumos. E harnic, muncitor, de casă. Doar că, na. Doar că, na, ce? Am stat să dau 1000 de tap-tap. Te pupăm, Nicoleta. Mulțumim, Boda Crosti, pentru aprecieri. Vă mulțumim tuturor pentru tap-tapuri. Te pupăm, mărăsă, te pupăm să fie într-un ceas. Ia uite, Cori a fixat. Ce? Comentariu. Haide, mă, iubire. Mergem. Ia uite ce frumos e. Ia, cine e frumos? Ce zi de alu? Și ce are? Filmuță, așa. Păi stai, mă, lasă-mă. Nu, Adrian, o să nu-i dai. Păi mă, prind că îi trimit pe WhatsApp și mă, este deja, este al meu. Lasă-mă, Norișor, să vadă că e vecina mea. Cu drag, Marius. E vecina mea, Alina, lasă măcar să-l vadă și ea. Să violeze profilul acum. Ceva. Acum lasă-l, ce să-i faci? Nu mai ai grijă, Alina, că ți-o iei. Alina, n-ai voie să intri pe profilul lui. Este profil dat. Este profilul deja la Norișor. Ia, face ce vrea cu el. Taci că mâine pe mâine vezi că-l bagă la privat. Da. Să nu mai văd nimic cu tine. Păi mi se pare ceva corect. Ceva corect, așa este, nu, Norișor? Vedeți ce vorbiți pe WhatsApp și după aceea contul la privat, al lui, al tău nu, lasă-l așa. Care e, mă, în casă? Rea la s-a blocat, cred că da, ne mai vedeți? Rea. Gata, acum. Acum. Ai vezi, ai dat pe ales. S-a blocat, s-a blocat. Nu, mi-a scris în privat Nicoleta, că altfel nu știam. Deci da. Că nu mai pot să intru, arat că v-ați blocat. A, gata. Altfel nu știam, noi vorbeam, povesteam aici. Da, noi vorbeam, povesteam aici, dar vorbeam singuri. E bine asta, e bine că vorbeam singuri. Hai, gata, da. Noroc cu tine, Nicoleta, că citeam la tine, că altfel n-aveam ce treabă. Gata. Deci a picat semnal la Vodafone, înseamnă că eram pe date. Adică el, eu sunt pe wireless. Nu, eu sunt pe date și eu. Și am trecut pe wireless acum. Și Nicoleta mi-a scris mie, deci a putut să-mi scrie. Da, am trecut pe wireless că datele s-au dus. Gata, vă pupăm. Gata, haide. Ne băgăm și noi la un film. Nu, mergem noi la o prăjitură. A, prăjitură, ia auzi, mergeți, ne luăm prăjitură. Lasă, facem filmulețe, ne luăm prăjitură, facem filmulețe. Haideți, să fiți cu minți. Nicoleta, te pupăm. Și iubiți-vă mult, că viața e scurtă. Și plin de căcat. Căcat peste nu se știa. Haide, și ai grijă, mărâsă acolo, să nu o superi pe Norișor, da? Popesc că te pup. Haide. Popesc cu a mea. Vă pupăm, o zi frumoasă să aveți. Norișor, Ana Maria, Adelina. Mărâsă. Hai. Hai, vă pupăm, o zi frumoasă să aveți. Mulțumim că asta cu noi aici. Hai, pa!